Bună seara! Mă gândeam să luați niște foi să circule, dacă aveți întrebări la care vreți în mod special să vă răspundă. Și să lăsați foiul să circule. Și la sfârșit, mi-a trebuit mă ador o sfert de înainte să vă răspundă la acolo. Asta e la fel. Cum credeți? Alex, găsim niște foi să dăm să circule, să pună întrebări? Care era în patul de liceu, dădeam extemporal la caligrafie. Nici eu nu înțeleg la chestia asta. Mă ajut să spun. Ai mai fost la Ploiești, eu n-am mai fost. Sunt mai realitate tipuri noi. Ce să zic la ora asta? Bună seara, bună ziua, bună seara, suntem așa. Între ora aia și ora cealaltă, mă bucur de invitația pe care mi-ați făcut-o, uite că au venit și de la București, inclusiv cei care m-au cărat pe mine până aici, nu s-a întâmplat transport. Tu ai făcut de conferință? Nu. Nu. Sunt în prima oară. Întâi am dat-o și prima oară. Ne propusesem noi acolo pe afiș pe care am fost așa proșie să-l mai citim încă o dată ca să știm despre ce vorbim în seara asta. Ca afișul l-am făcut mai de mult. Zice că despre numărul firul roșu cu Dumnezeu era o temă, numărul de telefon al șefului. Era rostul nostru pe pământ. Care era? Nu știu. Era motivul și scopul vizitului. Sigur că astea sunt niște lucruri foarte generale, unele dintre ele care încă nu au niciun răspuns. Noi, cel puțin, chiar dacă nu suntem exact pe aceeași poziție, avem așa un dialog și ne suportăm și măcar nu comentăm foarte acid spusele celuilalt, așa că nu e de părerea mea. Îi și spuneam mai devreme că aș fi comentat acolo pe Facebook la chestia aia că nu avem nevoie de matematică. N-am zis că e așa. Discuție personală. Aș fi comentat că avem nevoie întâi și întâi de matematică. Dar sigur că da și de un sistem moral care să ne ajute să rezolvăm problemele astea și relațiile dintre noi. Acum, cu toții observați că suntem într-un moment de schimbare. Într-un moment de mare schimbare, în care lucrurile nu sunt așezate în niciun fel, nu sunt accesate ele nici la nivel social, nici la nivel economic, și cu atât mai puțin la nivel moral și la nivel spiritual. Și că tot ceea ce facem noi, în întâlnirile astea, mai mult sau mai puțin organizate, este să ne sprijinim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe ceilalți, să trecem peste aceste momente de schimbare, să reușim să trecem cu bine peste ele și cumva îmbunătățiți sau cumva după ce am învățat o lecție și că cam tot ceea ce facem noi e ceva la început de drum, toată zona asta a evoluției spirituale, a terapiilor complementare, a cui vreți să mai spuneți, este o zonă în care toți facem primii pași, marea majoritate dintre noi facem acești primii pași din cauza lui Dragoș, nu datorită lui, din cauza lui, vă gândiți bine la chestia asta. Și
Ceea ce facem încă nu e o știință și sper să nu devină niciodată o știință și să rămână o artă. Doar asta în care pe mine mă interesează. Căci în momentul în care transformăm ceea ce facem într-o știință, în sensul ăla de rigurozitate științifică și de analiză care refuză sentimentul și rămâne doar așa în lumea materială, lucrurile n-ar mai fi deloc amuzante. Deși cu siguranță că știința are rolul ei și chiar de bună parte din viața mea m-am ocupat de așa ceva. În momentul acesta de schimbare, sistemele de valori tot timpul se schimbă, de la o zi la alta. Chiar ce spunem și noi, ce spune și Dragul și a repetat și el de nenumărate ori, ce spun și eu și ce spun toți ceilalți care nu se află în fața dumneavoastră, ci toți împreună mergem mai departe, doar că unii vorbim mai mult, așa. Toate lucrurile astea care noi le facem și care ne schimbă zi de zi, ne cucerim treptat. Și atunci, poate lucrurile care le spunem noi în seara asta, s-ar putea mâine, poimine, despoimine, chiar noi să le contrazicem. Le contrazicem pentru că în seara asta v-am fi mințit cu ceva intenționat. Și pentru că în seara asta cunoașterea noastră era până la un anumit nivel. Și la noapte, mâine, poimine, avem o aventură interioară, un contact, o sesiune de ceană în conectate spirituală superioară, un moment de rugăciune, epifanie, cum vreți să-i spuneți, care ne schimbă cu totul sistemul de valori. Și de multe ori în viață am pățit lucrul ăsta. În măsura în care noi mergem coerent pe un drum aceste schimbări, cel puțin pe anumiți pași fac să aibă o logică în drumul ăsta așa de acumulare, de deschidere, de poți să te aștepți când mâine se va întâmpla cam așa, sau când te uiți în urmă, știi că descoperirea de astăzi a urmat un mod firesc pe cel de ieri. Dar câteodată trecem pe niște salturi absolut inexplicabile, dar salturile alea sunt niște pași deosebiți către înainte și merită să treceți prin acele momente. Noi nu reușim să mergem într-un ritm suficient de rapid, pentru că nu respectăm niște pași care sunt foarte simpli. Nu acceptăm niște pași. Pași pe care eu încerc să-i descriu într-un mod ăsta, nu știu, ca un numitor comun pentru toate lucrurile care sunt posibile, ca tehnici de evoluție spirituală, ca școli de evoluție spirituală și tehnici de terapie. Cunoașterea, împăcarea și stăpânirea de sine. Dacă am lucra orice căi, și pe căi care, în general, par conflictuale, par antitetice astăzi, dar de fapt nu sunt, am lucrat să ne cunoaștem mai bine, am lucrat să ne împăcăm cu noi înșine, cu ceea ce suntem, cu ceea ce se așteaptă de la noi, cu ceea ce oferim celorlalți. Și am reușit după aia să ne stăpânim pulsiunile negative în măsura în care ni se permite și putem merge mai departe, e că lucrurile ar fi foarte bune. Și atunci trecerea noastră din această viață, în această lume, ar fi o formă de împlinire și am știut atunci că misiunea personală cu care am venit la întrupare a fost într-o bună măsură împlinită. Doar că toate întâlnirile pe care le avem cu alte persoane, pentru că așa suntem învățați sau pentru că nu ne-am trezit sau din diverse alte motive, reușim, cel puțin o bună bucată a vieții, să nu le rezolvăm într-un mod pozitiv. Nu numai în sensul ăla către întâlnirea cu altă persoană să termine în zona aia de Doamne, ce te iubesc, Doamne, îți stau în brațe, Doamne, totul îți dăruiesc ție astăzi, și pur și simplu să ajung în situația în care măcar să manifest toate sentimentele, toate emoțiile și să descarc toată energia pe care am față de cel cu care m-am întâlnit și cu care, cu siguranță, am o lecție de învățat. A mai apărut cândva în viețile mele, el sau el este reprezentantul celor cu care m-am mai întâlnit. Și atunci, pentru că nu reușesc să rezolv situațiile astea, întâlnirile cu alte persoane, pentru că ajung în diverse locuri și în locurile alea mă sperii de una sau de alta,
sau particip la anumite evenimente în care mă simt sau nu mă simt de acolo, eu reușesc să acumulez în mine niște energii, nu neapărat negative, energii care nu sunt de acolo, care îmi blochează evoluția mea, spirituală sau cum vreți să-i spuneți. Și atunci lucrurile astea, mersul meu în această viață, pe acest pământ și atingerea, învățarea lecției, nu este atât de ușoară pe cât ar putea să fie. Iar nu este ușoară din cauza mea, nu este ușoară din cauza celor din jurul meu, nu este ușoară din cauza societății, nu este ușoară din cauza vremurilor pe care le trăim. Dar cu siguranță ne aflăm acum și aici, pe acest pământ, pentru că lucrurile pe care le putem învăța aici sunt lucrurile de care avem noi nevoie ca să mergem mai departe. Una din întrebările de-a mea de partic era asta, cu rostul vieții mele pe acest pământ. Care ar fi de-a rostul vieții mele pe acest pământ? Adică o să ajungem și acolo. Pe mine mă interesează foarte mult ce vreți voi. Adică, eu nu vreau să... N-am venit aici să vă spun ce cred eu. Sau să vă expun o părerea mea. Asta e un părț în emisiune. Mă rog, unde am considerat eu. M-ar interesa, și cred că vă de acord cu mine, pentru ce ați venit voi aici. Adică, ce așteptări aveți voi de la venirea voastră la această întâlnire. Ce doriți? Scopul și durata vizitei. Eu vorbesc foarte serios. Ați venit pentru un motiv, da? Bun. Care e motivul pentru care ați venit? Pentru tema respectivă. Pentru tema respectivă. Bun. Tema respectivă este foarte vastă. Eu mă interesează o întrebare. Bun. Hai să vorbim un pic despre emoții. Da? Ce sunt emoții? Și cărui fapt se datorează emoțiile? În mod normal, un om este în echilibru. Da? Orice factor exterior perturbă acest echilibru. Există și factor interior, există și factor exterior. Da? Emoțiile astea, deci, vin din mai multe părți. Nu ar trebui să te afecteze atât timp cât înăuntru tău ești în echilibru, un factor exterior. Deci, indiferent de factor exterior, înseamnă că totuși în tine există ceva de care se agață exteriorul, da? Astfel încât să-ți perturbă echilibru. Și atunci emoția asta are mai multe cauze. Frica de succes sau frica de eșec. Da? Frica de a nu greși. Bun. În general, ca să scapi de frica asta de a nu greși, presupune să nu-ți fie, deci să nu-ți fie frică să greșești, să-ți permiți să greșești. Adică, de exemplu, în școala de pilotaj de la Monța, prima oară, când exersezi un exercițiu, faci greșit. Și eu nu înțelegeam, adică de ce am vrut să fac greșit? Ca să simți ce înseamnă să faci greșit. Și în momentul respectiv, după ce făceai acel lucru greșit și îți permiteai să greșești, erai cu instructorul, după aceea te puneai să faci corect. Nu mai greșești niciodată. De ce? Pentru că trece tocmai peste această frică de a nu greși. Și atunci, du-te frumos acasă. Cântă cât se poate de fals. Ai înțeles? Și o să vezi, poți să fii cât se poate de relaxat. Nu stai nimeni în cap. Dacă greșești. Da? Mai apare frica de succes, frica de a face bine. De ce? Pentru că, din păcate, noi, ca și popor, suntem un pic educat prost. Și aici intervine neînțelegerea. Neînțelegerea perceptelor creștine. La toți vi s-a spus că trebuie să fiți smeriți, că trebuie să fiți smeriți, că trebuie să fiți smeriți. Dar smerirea nu are nicio legătură cu smeriți, cu succesul. Adică voi n-ați văzut campioni care sunt smeriți. Nu confundați smerenia cu umilința. Da?
Pentru că în momentul în care o confunzi cu umilința, începi să te umilești. Și acea umilință te împiedică să ai succes. Succesul este un lucru firesc. Succesul este un lucru firesc atât timp cât ajungi la o anumită doză de perfecțiune. Când ajungi la această doză de perfecțiune, aia se numește succes. De ce? Pentru că marea majoritate a noastră, marea majoritate a lumii, încurcă lumea. Da? După aia apar câțiva care fac bine ceea ce au de făcut și după aia sunt cei care fac foarte bine ceea ce au de făcut. În momentul în care faceți foarte bine ceea ce aveți de făcut, atunci aveți succes. De ce? Pentru că e ca o piramidă. Bun. Și atunci, problema mea este nu. Eu nu mă raportez niciodată la cei din sală. Eu mă raportez la mine. Deci dacă tu muncești destul de mult și faci lucrurile și le duci către perfecțiune, n-ai cum să nu ai succes. Îți vine firesc. Nici nu mă gândesc la succesul ăsta, pentru că este un lucru care apare firesc în momentul, e o recunoaștere a muncii tale. Deci nu propun să am succes. Nu. Exact cum nu propun. Eu nu propun să fiu primul într-o cursă. Eu propun să fac cursa cea mai bună. Da? În propunț. Asta e o parte emoții. Partea asta creativă pe care oricine se suie pe o scenă trebuie să aibă un pic de emoții, pentru că altfel se duce creativitatea, se duc lucrurile alea frumoase, se duce din spontaneitate. Dar emoțiile astea care blochează, o secundă, emoțiile care blochează, nu o raportare față de trecut, o raportare negativă. Emoția aia a pornit cândva. Emoția aia care blochează și pe care o acuzați acum, de care ați dori să scăpați, emoția care aduce în amintire, aduce mereu în prezent, amintirea unui lucru nasol întâmplat. Peste lucrul ăla trebuie să treci. Și dacă știți care este, trebuie el rezolva ca atare să vă împăcați cu lucrurile care s-au întâmplat atunci, să reușiți să vă stăpâniți, sau pentru o terapie oarecare, pentru o regresie, pentru ceva, să și aflați momentul în care s-a întâmplat ăla cândva în trecut, care a generat această emoție, nu, negativă. Se întâmplă un fenomen. Și pentru asta, viața m-a dus să văd cum se pregătesc actori. Și a venit o doamnă special. De asta s-a făcut și la retorie. Și am văzut cum lucrează cu studenții. Psihoterapia te face să elimini energiile negative acumulate din trecut, din copilărie, din alte vieți sau nu știu ce. Bun. În actorie și tu vrei nu vrei interpretezi omul. Și actor. Așa. În actorie se folosesc energiile negative special ca să dea putere rolului pe care îl joci. Și atunci nu depinde doar de tine să folosești această emoție în sens pozitiv. De ce? Păi vreau să spun ceva. Emoția presupune trăire. Emoția presupune suflet. În momentul în care gândi cu suflet sau interpretezi cu suflet, vei transmite altfel publicului decât dacă ai face-o plat și cât se poate de corect. Dacă mă întreb pe mine, eu prefer o melodie cântată cu suflet, chiar dacă pe aici, pe acolo, mai sare cu o clapă sau mai știu ce, decât o melodie cântată perfect, fără niciun fel de emoție. Și atunci, emoția nu e în sine negativă, ci ceea ce faci tu cu emoția. Adică, e vorba ca tu să îți conștientizezi emoția și să o depui în actul artistic. Întâmplarea face că acum mai studiez și un pic de muzică, da? Cam de vreme, da, asta e. Mai bine mai scris zile de niciodată. Bun. Și vreau să spun ceva. Că în momentul în care cânti muzica, curăță sufletul. Pentru că dacă tu pui emoția ta, care poate să fie de orice fel în natură, că e frică, că e bucurie, că e în melodie, îi vei da acea conotație. În funcție de stările tale, că e tristețe, că e bucurie, că tu vei cânta în felul ăsta. Dar vei transmite ceva. Cea mai proastă interpretare a unui muzician este să nu transmită nimic. Și atunci emoția în sine e pozitivă. Deci pe asta spun. Puneți emoție în actul artistic
proiectează prin muzică și o să vezi că este perfect. Pentru că, cum să zic eu, care este de fapt sensul tău? Să ajungi la ceilalți. Care este sensul tău? Să le impresionezi sufletul. Care este sensul tău? Să-i puneți. Ori asta face muzica. Dar ca să faci treaba asta, legătura dintre tine și oamenii din sală se face prin intermediul sufletului și prin intermediul emoției. Transmițând emoția, vei impresiona, vei ajunge prin muzică la sufletul lor. Deci, în sine, asta este, asta este concluzia. Emoția mea. Vei comunica de la suflet la suflet. E ceva de transmis. Dar asta e valabil pentru toate partele posibile pe lumea asta. Dacă n-ai nimic să spui, mai bine tragi, pentru că tehnica în sine nu e suficientă. Tehnica aia perfectă, care nu transmite nimic. Trăirea e cea mai importantă. Trăirea care permite contactul de la suflet la suflet, pentru că altfel de-aia ne mai fi întâlnim. Chiar și acum, pentru un contact de la suflet la suflet. De asta vin oamenii aici la filarmonică, să asculte oameni vii cântând și nu-și pun acasă cel mai bun DVD înregistrat în nu știu ce condiții și să-l asculte la nu știu ce instalație de asta hi-fi deosebită. Pentru contactul ăsta să simți omul, să vezi picătura de transpirație, să simți emoția, să simți că sufletul lui are ceva să spună, lucruri care de la distanță și până înregistrare nu se mai întâmplă. Și în același timp, emoția asta, aici, la nivelul sufletului, la nivelul ceea ce e a patra, e în starea de, ca în starea de rugăciune. Și atunci aduce aici și alții decât cei care sunt în încăpere, situația în care emoția noastră îi ajută pe ceilalți să aibă ei, la rândul lor, contact cu entități spirituale, speriale, cu viziile, cu sfătuitorilor, cu viața lor. Și atunci, chiar dacă eu transmit ceva, poate în celălalt să rezoneze cu tot o altă stare, doar că l-aduc pe el în starea cu pricina. Apropo de astea, cu stări care sunt induse la nivelul sufletului, ca și posta la altă iară și la Sfântul Antonie de la Ieză, de fapt, și acolo, în toată țara. În momentul în care te duci acolo, în momentul în care te rogi acolo, se deschide sufletul, se deschide universul în așa fel încât, prin intermedierea lui, te poți ruga la orice pe lumea asta. Eu știu bine oameni de la Bucureștiul, de la acolo e grupul nostru, care se duc la Sfântul Antonie, trec pe la icoane, trec pe la asta, se roagă și după aia e deschis. Un contract cu nu știu cine, o carte pe care nu înțeleg, manual după care învață și după care doar exact. Încă în momentul ăla, nu este mai multe de la, chiar de la Ghizi, doar într-o zonă de asta așa deosebită. De astea sunt interesante conferințele lui Florin Muntean, un om deosebit, care reușește în momentul în care stai lângă el să-ți deschidă câmpul mental. Să-ți întinde câmpul mental, devii mai deștept. Cum sunt la șoarețele Betlă, pentru oare, dacă acolo sunt nu stimulate cu substanțe chimice, farmaceutice. Stai în prezența lui, devii mai deștept. Cât timp ești mai deștept în prezența lui Florin Muntean, înveți repede cartea, înveți. Sigur că după ce l-a plecat, ai senzația aia de, am mai pus un picos, de ce de parte ajunsese, încât ce tot sunt eu de fapt, zi de zi, în starea mea obișnuită. Poate că același lucru trebuie să-l faceți și un mesaj pe el transmite. Și omul vine aici și el știe că iubește atâtica, că suferă atâtica, că urește atâtica. Și în fața unui om penetrată, muzica lui penetrare, deosebită. Pleacă de aici cu capacitatea de a iubi spărită, capacitatea de a urâi spărită, capacitatea de a trăi la nivel emoțional spărită și o vreme după spectacolul la care a participat, și le poate manifesta în viața lui. Actul artistic vizual este un act care presupune transmiterea de informații numai la nivel conștient, ci și la nivel subliminal. Automat deschide centri și creează stări și creează emoții. Și atunci, automat, în momentul în care un actor sau un artist știe să și emită, să și transmită și numai tehnică, automat, el poate să facă o curățare mai mare decât o terapie a unui terapeut. Deci, tot ce pot să vă spun este că am văzut actori, am văzut muzicieni care fac asta unii conștienti, alții inconștienti, adică, efectiv, în momentul în care are loc acel act artistic, se curăță tot sala. La sfârșitul spectacolului, pleca curată toată sala. Adică, efectiv, cu toți cei ce deschizi, cu toți, știți, când ies oameni și râzi, și zâmbesc și a, atunci, efectiv, au curățat tot.
Asta este menirea lor. Actul artistic poate să fie o formă de terapie. Și eu cred că și face numai dimensiunea spirituală în act artistic, de aceea înseamnă de nimeni știință. Nu sunt de acord cu scotul, pentru că, să zic eu, Dumnezeu e un pic înțelept. Și e un pic înțelept, pune foarte mult accent pe școală. Și școala spirituală, cred că este un lucru foarte important. Școala spirituală, vă spun, să înțelegi. Și era un parafrazez un călugăr care spunea mintea fără suflet e mântie, sufletul fără minte e prostie. Adică, nu e destul să o dai din mânuță, mai trebuie să și știi ce faci. Și atunci, orice act terapeutic ar trebui să aibă și componenta științifică. Nu științifică, nu ai componenta învățată, pentru că și la contatul la client să spunem, ai partea de învățat, ai partea de științifică, dar nu neapărat o știință, că atunci când... E o știință. Când deci, la pian, înveți un orte nemul, nu spune că o știi pian. Cum a fost făcut pian, nu dai seama că este efectul matematică fără. E matematică fără. E matematic tot acolo. Bun. Un pic de știință poftim de mai mult. E învățat, nu știință. Eu sunt mai așa. Știi ce ar însemna știință? Ca Doamna să vină seară de seară în prezența acelor așa oameni, care să le se pună corporație în registratoare de asta de tensiune și de nu știu ce, și scopul final să fie ca 7 zile la rând să obțină o aceeași electroencefalogramă de la toți cei din sală. Ei, nici chiar așa. Aia face de două componente. Bun, altceva. Ce mai vreți voi să știți în asta, în această seară? Te mai aduce întrebările? Da. Dacă vreau să aduc întrebările. Deci, eu vă spuneam că orice emoție nu este în sine negativă. Orice emoție îți arată efectul de echilibru. Echilibru este cauzat de ceva. Dintr-un trecut. Dintr-un trecut. Sau, mă rog, dintr-un prezent. Și există emoții și raportate la un viitor. Da? Există o frică de viitor, de exemplu. Da? Bun. Deci ea în sine nu este negativă. Orice emoție îți arată ceva. Îți arată o problemă a ta. Pentru că presupune că tu ai un program care nu este bine, care nu este corect. În mod normal și firesc, ne-ar trebui să fim în echilibru, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru. Ceea ce face ca să apară anumite emoții, înseamnă, ceea ce face este tocmai existența în noi a unui defect. Și atunci, pe mine mă interesează să găsesc cauza din mine, pe care, rezolvând-o, automat rezolvă în perspectivă emoția. Da? Ce emoție pot să existe? Pot să existe mâhnire, să zicem. Da? Supărare. Bun. Dar mă supăr. Cine e de vină? Universul? Lumea? Părinții? Soțul? Soția? Sau este problema mea? Pentru că noi găsim, de exemplu, justificarea când ne supărăm pe cineva. Apropo de supărare. Noi considerăm că cineva a greșit. Corect? Da. El a greșit și eu mă supăr. Și considerăm că este firesc ca eu să mă supăr pentru că acel cineva a greșit. Corect? Da. Bun. Dar nu este așa. De ce? Păi, dacă un om face o anumită acțiune, înseamnă că el atâta poate să facă. Și atunci, dacă eu mă supăr, problema nu e a lui. El atât a fost capabil să facă. Ca și cum a supărat un copil că nu știe, eu știu, teoria relativității. Dacă el atât poate să facă, trebuie să mă supăr? Dacă emoția asta care îi demonstrează, e o frică, nu? E o frică de o acțiune care ne urmează să o facem. Emoții sunt date de trecut față de viitor. Cât timp mai trăim în zona asta de frică, înseamnă că n-am făcut suficient pași pentru cunoașterea noastră, pentru stăpânirea noastră. Pentru că, din momentul în care eu mă cunosc pe mine, știu care e realitatea fricilor. Și
că practic fricile astea nu sunt neapărat reale, sunt induse de societate, sunt induse de locurile prin care am trecut, sunt induse de persoanele care nu ne-au rezolvat lucrurile până la capăt. Și atunci, dacă eu realizez că frica aia, de fapt, e mai degrabă imaginară decât reală, pot să mă stăpânesc mai ușor, pot să mă stăpânesc emoțiile cărora le spunem noi negativ. Tot eu să-mi fac o analiză. La ceea ce s-a întâmplat în viața mea și în momentul ăla al emoției, ce văd ce se întâmplă, de unde acolo, care e rădăcina fricii mele. Că la urmă, emoțiile astea negative care apar sunt astea, care frică, mâhnire, supărare, sunt și alea de înfriere de la rinci, nu te înfuria, nu te... Și atunci lucrurile astea sunt niște emoții primare. Niște emoții primare legate încă de creierul nostru la primare, care zicea, nu luptă sau fuci. Adică suntem încă în zona aia, nu m-am ridicat suficient în picioare ca om, cât timp mai am emoțiile astea care îmi blochează efectiv acțiunile. Asta nu înseamnă că nu privesc lucrurile pe care urmează să le întâmple, acțiunile la care urmează să particip, estimând pericole, estimând mișcările pe care trebuie să le fac, călind înainte, scenariile pe care trebuie să acționez, dar conștient de faptul că voi acționa și în măsura în care acționez corect, o să reușesc să trec peste toate lucrurile, barierele pe care le-am înfruntat. E undeva o zonă de asta, între momentul în care devin conștient că emoțiile alea mă blochează și momentul în care emoțiile alea nu mă vor mai bloca. Bun, să mă duc la tema inițială și o să vorbim despre emoții. Plecasem de la tema acestei conferințe și de ce este lumea așa cum este. Și pot să vă spun că, în practică, vin tot mai mulți oameni și marea majoritate, deci n-am întâlnit niciunul care să fie mulțumit de ceea ce se întâmplă. Deci toată lumea e supărată că, mă rog, că e cine, nu știu cine a fost președinte, că se întâmplă nu știu ce, că se întâmplă războaie, că se întâmplă... Ei, și o să legăm un pic inclusiv de România și România. De ce este România o țară de dezvoltată? Problema se pune foarte urmă, foarte simplu. Și o să plecăm de la Părintele Părintele Părintele. La un moment dat, toată lumea spunea despre rău, că există rău, că ne face rău, că nu știu cum așa. Și la care Părintele Crepa zice, dar de ce vă luați de el? Nu mă dau seama că dacă n-ar exista el, nu ne-am mântuit. Ei, ideea este într-un următor. Noi trăim într-o țară la care marea majoritate dintre voi, mai puțin cei sub, eu știu, 20 de ani, au fost martori la viața unor sfinți. Adică ați fost contemporan cu sfinți. Ați fost contemporan cu oameni care au ajuns încă unde nu ne putem imagina trăind pe pământ. Bun. Ideea este, oamenii ăștia nu se pot schimba. Adică oamenii nu se pot schimba decât în măsura în care în jurul lor apar probleme. Ceea ce ne face pe noi să ne schimbăm nu este traiul dolce farniente. Așa, liniștit, la soare cu un cocktail în mână. Și tocmai problemele cu care ne confruntăm. Asta ne face să evoluăm. Evoluția presupune să trebuie să urci treaptă cu treaptă. O treaptă cu treaptă ce înseamnă? Rezolvarea unor probleme. La matematică tu nu ai ajuns de limbi. Nu e, spun noi, de la A la Z, încep cu plus, minus și ajungi la cine știe ce. Așa este și lumea spirituală. Ne plângem că avem o țară cum e, dar de fapt nu realizăm că ea este lăsată așa special de Dumnezeu, pentru ca fiecare din voi să puteți să evoluați spiritual. Și am un efectiv la unul care se duce, unui episcop care se duce într-o mănăstire și întreabă. Aici probleme sunt, nu știți iată. Boli sunt, nu știți iată. Ceartă este, nu știți iată. Și el zice, hai să plecăm. Că aici nu e viață spirituală.
Viața spirituală, și aici vorbesc foarte serios, presupune probleme. Presupune emoții. Presupune gânduri. Presupune conflict. Pentru că nu pot să evoluezi altfel decât în momentul în care înveți ceva din ceea ce se întâmplă. Dacă acel ceva este repetitiv, înseamnă că nu ai învățat nimic. Dacă ai rezolvat problema aia, nu o să-ți mai apară. Dar o să-ți apară altă. Deci, în evoluția voastră spirituală, să nu vă așteptați să fie decât așa câteodată, câte o pauză. Și să nu vă așteptați să fie toată la nivel spiritual. Să fie toată la nivel spiritual. Pentru că noi avem de depășit pulsiunile astea negative, să spunem, la toate nivelurile, și toate aspectele, și pe corp fizic, și pe corp emoțional, și pe corp mental, și pe corp spiritual. Și atunci, de multe ori, oamenii se așteaptă ca evoluția spirituală să fie legată doar de marile și altele conflicte la nivel spiritual, când, de fapt, ar trebui să-și găsească resursele necesare ca să-și depășească pulsiunile negative care îi macină la nivelul fiecărui corp în parte. Să-și depășească toate lucrurile care le fac în mod greșit la nivelul corpului fizic, și la nivelul corpului emoțional, și la nivelul corpului mental, și la nivelul corpului spiritual. Și de asemenea, să urmărească până la cât de sus au ajuns cu greșelile posibile față de sufletul lor. Că și depășirea acelor greșeli, înțelegerea cu sufletul tău personal, dă măsura evoluției la care ai ajuns. Dacă ești suficient de evoluat, lucrezi la nivelul ăla la care te cerți, eventual greșelile pe care le face, sunt ca certurile cu niște prieteni. Și sunt discuțiile pe care le ai cu ghizii, cu sfătuitorii tăi, pe care poate i-ai ascuns, poate nu i-ai ascuns, poate mai protestezi cu ei. Dacă ești mai puțin evoluat, începi să îți bagi joc, cum se spune, și de dragurile și de harurile pe care le ai. Tu să fii înzestrat, să alegi suta de metri în 8 secunde, să cânti la pian, să pictezi de serviță, nu știu ce, și de frică, și din diverse alte motive de astea, de spațiu cultural, de familie, de prieteni, de resurse prost înțelese, nu-ți vezi de misiunea ta în viață de darul pe care l-ai primit. Sau poți să fii și mai jos, în locul ăla în care deja negociezi cu lucruri de-astea mai dure, cu să nu fugi, să nu minți, să nu omori pe altcineva, să lecțiile din ce în ce mai grosiere. Și poți să te duci și mai jos până la nivelul ăla la care să negociezi cu iau sau nu iau viața altcuiva. Modul în care te raportezi la astfel de gânduri în viața ta, la categoria de pulsiuni negative pe care tu trebuie să le blochezi, deci asta o măsură a evoluției. Dacă în fiecare zi eu mă gândesc doar că nu-i sparg bă, la altul cap și nu-i duc picioarele și urmul la el și toate alte, nu sunt foarte evoluat. O măsură ce mă gândesc doar la cum aș putea eu astăzi doar să mă apuc de cântat la chitară sau să mă apuc de canotară sau să mă apuc de nu știu ce și am niște ezitări ale mele față de mine, deja înseamnă că sunt un pic mai sus. Sigur că trebuie rezolvate și alea și trebuie ales. Pentru să vă spun că eu toată chestia minore am început să le învăț acum mai târziu. Minore, din punctul vostru de vedere, sau mă rog, din punctul de vedere a mea, vreau să spun că eu am fost un tip destul de habornic și transigen și, și mai am. Mai am scăpări. Ei, și vreau să vă spun că exista un lucru pe care mă ram cu toată ființa mea. Și acela era minciul. Bun, drăguț, este că, la un moment dat, domnule, puteți să scrie orice, puteți să faci orice, să nu minți. N-am nicio treabă cu nimeni. Și la un moment dat, mergeam cu mașina și văd o emisiune, adică văd, ascult o emisiune făcută de Cristian Andrei și vorbea despre gestionarea minciunii. Și vorbea despre gestionarea minciunii și vorbea foarte frumos. Bun. Am blocat-o, el vorbea că până la urmă oamenii mint pentru că n-au curaj să spună adevărul și că până la urmă problema nu e a celui care minte, ci a celui care este mințit. Da? Pentru că dacă cineva te minte, este pentru că nu are curaj să spună adevărul și atunci problema este a ta, că l-ai făcut pe omul ăla să nu poată să spună adevărul.
Nu și dacă aveți ca o victimă și el te minte ca să-ți facă mai rău. Sigur că, dar tot problema ta. Nu, nu poate de minte. Și din perspectiva lui, dar îți face o rău, dar e de asta cu mine. Da, nu, nu. M-am schimbat pe aia. Și acum mai supărați? N-am înțeles. Și atunci mă mai supărați? Nu mai supăr pentru că am fost pus în postura să mint. Doamne, și am mințit. Și am mințit atât de bine. Nu să spun de ce. Dar cert este că chestia aia am legătură cu detașarea și, mă rog, ca să fac un lucru care era cât se poate de firesc, dacă alte persoane nu îi se părea cât se poate de firesc, trebuia să mint îngrozitor. Și trebuia să mint frumos și cât se poate de... Am făcut un atac artistic din asta. Și vreau să spun că a existat un moment care m-am simțit absolut vinovat pentru că mințeam, dar punând în balanță faptul că mințeam, dar de fapt ajutam pe altcineva, nu era voie să ajut pe cineva. Și, mă rog, cineva nu era de acord să-l ajut. Și în momentul respectiv, a trebuit să aleg ce fac mie sau ajutăm. Și am zis, frate, mi-a venit în minte Sfântul Sfântului Antonie cel Mare, știți? Sfântul Antonie cel Mare, cu se comunitatea de puznici, mă rog, și la un moment dat, în chilia lui, să scot un tătar. Și bine poate, la după el. Și este întrebat, că i-a recunoscut ca cel mai cucernic, cel mai înțelept, cel mai... Și a întrebat, unde e tătarul? Și ăsta era cu ușă. Și spune, nu știu, nu l-am văzut. Ce este că Sfântul Antonie cel Mare l-a luat și l-a transformat în puznic, respectivul tătar. Și atunci, problema este de multe ori de motivația acțiunilor tale. Adică, noi suntem obișnuiți să judecăm prin bine și prin rău. Dumnezeu nu judecă așa. Dumnezeu judecă prin perspectivă. Câteodată, acțiunea ta poate să fie negativă, sau să pară negativă la momentul respectiv. Și, în realitate, să se dovedească a fi bună pentru omul respectiv, omul celălalt. Adică, e făcută cu intenția corectă și... Dacă intenția este corectă. Adică, poți să cerți un om să vă referești la 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 la, dar asta trezește și să duce pe calea cea bună. Atunci este pozitiv. Dacă cer de dragul de a certa și mă rog, aia este cu totul așa. Adică, poți tu apropo de mulțumire, cu o definiție foarte frumoasă, ceea ce înseamnă să te împaci cu tine. Ai iubit permanent omul care minte și reușit să te împaci cu chestia asta. Deci, la un moment dat, pe acolo, în interior, o relație ta cu minciuna, până în clipa în care și tu ai acceptat că trebuie să minți într-un alt context, dacă intenția e corectă. Asta înseamnă să te împaci cu tine. Și am ajuns la concluzia că, până la urmă, v-am zis, oamenii, într-adevăr, se mint unii pe alții, pentru că nu au curaj să spună adevărul. Și este o mare problemă în a spune adevărul. Da? Corect, nu totdeauna poate să fie spus tot adevărul. Nici Dumnezeu nu spune întotdeauna tot adevărul. Că ar putea să vină de spune, Dumnezeu, adevărul ăsta. Îmi scrie frumos undeva pe aici, pe voi, prin profesor, pe niște pietre, bătute. Dar nu se poate. De asta e important să ajungi tu să descoperi adevărul. Pentru că fiecare poate să perceapă și să integreze și să ducă până la urmă. Nu întotdeauna poți să duci tot adevărul. Adică nu știu câți oameni ar putea să trăiască știind în măsura în care ceea ce spui schimbă sau nu schimbă firul vieții celuilalt. Că poți să îi spui un adevăr sau poți să-l minți. Ideea e că ce ascultă omul și dacă are încredere în tine și te ascultă, el își schimbă destinul, schimbă firul vieții, se duce într-o parte sau în cealaltă. Trebuie să ai, cum să spun, întâi și întâi acceptul lui general de a-i schimba firul vieții care nu apare în relația asta terapeutică. Și eu cum să te gândești dacă e rolul tău să faci lucrul ăla atunci este în soarta lui să-i schimbi tu firul vieții. Este lui mai bine. Și atunci și mințina poate să fie o chestie făcută cu intenție corectă care ne duce mai departe. Din păcate, noi mințim de multe ori gratuit și cu lucruri de-astea insignifiante minore. Fără să ne gândim vreodată că schimbăm firul vieții unei alte persoane, dintr-o nimica în toată. Și de asta ne asumăm niște greșeli astea foarte grosolane, dând niște nimicuri. Și sigur că celălalt are o lecție de învățat, sigur că celălalt trebuie să deschidă urechea și să gândească la ce îi se spune. Dar de multe ori și noi, mai ales când suntem undeva cu o poziție de asta, cu o autoritate mai mare,
situația că ceilalți ascultă mai ușor, aruncăm clenunțuri de-astea care dirigează oamenii din tot felul de alte lucruri. Minciuna, minciuna în sine poate să-l ducă pe om în deșert, în partea opusă în fântâni, în partea opusă în oază. Moare de o sete acolo în deșert. Cum să vă zic eu? Da, păi fondul tău atrage minciuna. N-ați văzut că sunt oameni la care ceilalți se duc și le spun totul? Și se duc și le spun totul pentru că sunt capabili să asculte, sunt capabili să asculte fără să judece. Problema gestionării adevărului este la fel de grea. Pentru că vine un om la mine, da? Și spune diverse. Păi, în momentul în care încep să judeci că greșește, că faptul aia, evident că se va fugi, da? Dar el vine să-ți spună și să ceară un sfat sau să pur și simplu doar că vrea să se descarce. Ei, dacă nu îl judeci, el se va simți mai bine. Dacă încep să-l judeci, se va simți rău. Și atunci, problema este inclusiv de gestionarea adevărului. Iar dacă cineva nu este capabil să-ți spună adevărul, este pentru că, de fapt, tu îl judeci. Și lui e frică de acea judecată a ta, nu de adevăr. El știe care e adevărul. Toți știm care e adevărul, nu? Despre noi. Numai că n-ați văzut că nu poți să spui. Nu să poți să spui tot adevărul mamă. Nu poți să spui tot adevărul tată. Nu poți să spui adevărul nevestei. Sau soțului. Sau copilului. Și atunci alegi să te duci să spui adevărul altcuiva. Că e duhovnic, că e psihoterapeut, că e terapeut de terapie alternativă. Alegi să spui adevărul. De ce? Pentru că ai senzația și ăsta este adevărul. Omul respectiv nu te judecă. Și atunci aici este problema de judecată. Un om nu spune adevărul de teamă să nu fie judecat. Sau de teama repercursiunilor. Sau de teama, nu știu. E vorba aia. Înseamnă că îl interesează. Da? Nu scrie adevărul. Nu face și nu plăcim. Da. Nu. E atunci când vrei să vină e fratul, poți să spui adevărul. Da. Adică există și... Nu, că de data omul multe ne-a luat. E o presiune negativă de asta. Lasă secundă. Adevărul are mai multe forme de a fi folosit. Mie îmi plac cu cei care vin la mine la cabinet și spun, mi-am înșelat soțul. Bun. Și i-am spus. De ce? Să știe. Dar, de fapt, era o formă să pedepsească. Adică, asta este cea mai... E o formă foarte perversă să pedepsești pe cineva. Îi spui adevărul. Dar, de fapt, este o modalitate ca tu să-ți liniștești conștiința. Da, păi, cu adevărul. Chiar dacă ai greșit. Dar îi pasezi psihica moartă celuilalt. Și cam așa funcționează oamenii. Deci, ideea este, oamenii nu pot să spună celorlalți adevărul, pentru că ceilalți n-ar putea să-l ducă, sau reacția lor ar fi altfel. Nu spun adevărul, pentru că le pasă de persoanele respective. Adică, teoretic, dacă îi păsa ce zice soțul ei, nu îi spune adevărul. Nu? Dar dacă nu interesează ce acțiune va avea după aia, că le divorțează, că se duce la alta, i-a spus adevărul. Oricum nu are importanță. Ați înțeles? Și invers, nu? Pentru bărbatul. Mai minte că îi face plăcere să nu intre. Eu nu vorbesc acum despre cei care sunt mitomani patologici. Da? Aici vorbim de oameni normali care sunt cu toată puși în situația de a alege dacă spun adevărul sau nu. Deci nu oamenii cu care le place să mintă și mint așa frumos și cu frăituri și le aranjează cum vor ei. Nu, asta e patologie. Eu vorbesc de oameni care sunt puși la un moment dat în situația de a minți. De a minți, de ce? Pentru că, mă rog, diverse motive. Eu nu vă văd nici să nici să mințiți, nici să spuneți adevărul. Eu încerc să vă văd să fiți înțelepți, pentru că înțelepciunea presupune să știi când să spui și adevărul, și când să taci, dar și când să minți. Adică e o mare deosebire. Și eu vorbesc de, cum să spun eu, pilde care sunt foarte apropiate de noi creștini. Nu vorbesc din alte care. Bun. Mai departe. Ce fac? Altceva. Ce vreți voi? Despre ghizi. Poftim? Despre ghizi. Despre ghizi. Când să vorbim despre ghizi?
Noi avem o cultură creștină. Și în cultura creștină, fiecare om are un înger păzitor. Da? Știm că la botez se primesc înger păzitor, știm că la nuntă se face dansul lui Isaia, da? Din jurul mesei coboară Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ce fiind? Îngeri? Îngerii coloniei. Deci, automat apare acel înger care protejează familia. Bun. Că sunt inițiere care se facă lumină, că sunt pe preoția, că sunt alte taine care aduc ghizi, care deschid către ghizi în ortodoxie. Toate se referă la ajutorul pe care putem să-l căpătăm de la îngeri, de la lumea spirituală, de la lumea bine și nu numai în ortodoxie. Și numai în ortodoxie. Eu mă refer la faptul că suntem preponderent creștini. În ceea ce privește ghizii, pentru mine, adică eu pot să vă vorbesc de experiența mea, m-am interesat foarte mult cât ghizia, cât îngere. De ce? Pentru că eu am înțeles că, eu sunt așa mai soldat, atunci am înțeles că puterea unei grupări stă în număr. Da? În număr și în echipament. Da? Bun. Că una este să ai mai mulți îngeri de la nivelul lui Gabriel să-ți vină cu fără de timp și alta este să ai mai mulți îngeri de la nivelul lui Gabriel să vină cu săbii. Adică depinde ce vrei să faci. Dacă e vorba de copii, ia de la Gabriel. De făcut copii, mă refer. Dar dacă e vorba de război și mai știu eu ce, mai de la mine. Și atunci pe mine m-a interesat întotdeauna câți ghizi am. Da? Câți ghizi se primesc la botez, dacă te duci la o muncă, dacă ți se primești îngeri. Și se primesc, se primesc. Dar, harul eu, ce vreți voi? Deci, acum, cantitate și calitate îngeri. Absolut. Depinde foarte mult de ceea ce faci cu parcursul vieții. Ai și un prim strat, un prim pluton, cum zici tu așa cu ești, un mar de ghis și de sfătuitor. Unii sunt îngeri. Îngeri de diverse pirații, care sunt ție dați, ne sunt nouă dați încă de la naștere, ca să ne îndeplinim misiunea personală. Ei sunt aleși în așa fel încât să fie într-adevăr specializați pe lucrurile pe care noi suntem înzestrați, lucrurile pe care urmează să le facem în această viață, de Domnul să le și facem ca să avem nevoie de ajutorul lor. În afară de acești ghizi îngeri de la începutul vieții care i-am primit, cu parcursul vieții în funcție de actele noastre meritorii, care le-a deschis Dragoș și aici, primim în continuare. Nu neapărat că primim într-un loc sac, primim atenția lor, față, sunt și mai atenți. Avem un fir roșu deschis către îngerii cu pricina. Da, sunt entități spirituale stelare, maiștri, ascendenți, sfinți, care și ei, în funcție de lucrurile pe care le facem, vin și ne ajută. Și de la bun începutul vieții, în golul pe care îl jucăm în această viață, pe această planetă, este configurat ajutorul de la bun început. Pentru că și sfinții, dacă vă uitați pe viețile sfinților, și foarte interesant să le citiți. Sfinții ei au trecut și prin viață. Unii au fost oameni de afaceri, unii au fost transmisioniști în timpul războiului, cum au fost Paisia Violetă. Unii au fost medici, unii au fost călugări toată viața și au căpătat și o experiență într-o anumită zonă și pe lângă experiența în acea zonă care poate ajuta, au și experiența aia fundamentală în care au devenit sfinți, momentul ăla suprem de iubire și momentul ăla în care s-au înălțat într-un anumit fel la cer. Și atunci, și de la ei putem avea un ajutor. După aia avem ghizi din zona asta a egregorului de grup a diverselor animale și plante. Acel celebru animal de forță, care nu e întotdeauna unul singur, care ne ajută și ăla, mai ales în orizontul ăsta foarte subțire, al corpului nostru fizic, un pic sus către emoțional. Deci fiecare avem un animal de ăsta de forță, care ne ajută să ne legăm mai bine la această entitate care este Pământul, să trăim mai bine la acest univers viu și să avem niște legături cu el. Și evident că eu am un ghid de genul ăsta, un animal de forță care e ursul, n-aș putea să am o cine știe ce ființă de asta delicată. La fel, la fiecare în parte și trebuie să vă gândiți că lucrurile astea chiar ne ajută. Încă,
te ajută să faci lucrurile astea primare. Să mănânci într-un anumit fel, să faci copii într-un anumit fel, să-ți îngrijești copiii, să-ți iape într-un anumit fel, să te deplasezi în spațiu într-un anumit fel, să-ți gestionezi puterea într-un anumit fel, ritmul, diurn, nocturn, e în funcție că s-a întâmplat, am găsit la un moment dat, m-am întâlnit ceva, în prima clipă a fost cu totul dezamăgită, v-am mai folosit partea asta, avea un macac, o maimuțică de aia mică și enervantă. Și el a fost supărată cu toți ceilalți, în jur, aveau, cum să spun, de la tigru la nu știu ce, cu animalul de forță și aveau maimuțică, că i-am dat ce faci tu în viață? Păi sunt director economic, nu știu ce. Păi și când îți vine controlul, ce faci? Cum? Îi îmbăgliși pe ea și sacă măinuța aia, că dacă ați văzut unul pe vie și mică și rea și în toate felurile. Păi da, și nu te ajută. Aaa, zice, așa trebuie să gândesc lucrurile. Da, așa trebuie să le gândesc. Deci sunt și, și pe aia mai sunt spiritele străbunilor. Sigur că da, se caută nostru, sinele nostru, vine el cu istoria lui și pentru lecțiile pe care le are de învățat în viața asta, vin sfinții, vin îngerii. Dar pentru corpul pe care l-am primit, care vine de la mama, de la tata, parteneul, eu, rolul ăsta de aici, care are și el niște lecții de învățat, niște lecții bune sau niște plăți, că străbunicul meu cine știe ce chestii rea a făcut și tot neamul lui, cum se spune, are ceva de plătit, atunci și spiritele ale strămoșilor, efectiv, pe linia asta, mai au și ele grijă de descendenți. Unii au grijă cu o formă de asta, dar mai de, mai de frică, mai de spaimă, mai să am grijă de ăștia, că eu am făcut o nasoală acum, măcar nu o să le fie bine. Alții pur și simplu. S-au înălțat, sunt ei sfinți sau aproape sfinți și vor să-și, aduce, să-și ajute descendenții să meargă și mai repede pe drumul ăsta al lui. Dar relația asta e foarte plăcută, e foarte frumoasă. Și toți o avem, toți suntem conștienți de ea, pentru că ne vorbește cineva frumos în cap, din când în când. Știi cum e discuția aia cu Dumnezeu, dacă vorbești și dacă îi răspunzi. Dar nu toți suntem în stare să măcar să verificăm și măcar să verificăm, am început cu niște lucruri simple și care nu mi se par nu atât de, cum să spun, riscant în viață. Și o să vedeți că dacă începe să separați ce vine din zona aia de ghis, de îngeri, de tot ce am vorbit, și e de bine, de lucrurile care au venit din zona aia presiunilor negative, că lucrurile se împlinesc, că noi primim suficiente mesaje, că intuiția noastră aia de către vorbim acolo se formează în dialogul nostru cu ghizii și cu sfătuitorii noștri. Și în același timp să separăm lucrurile alea care ne spun după ce am băut un pahar de vin, în clipa în care mai aud o voce, dar mai bea un păhăler, dar poate că nu e un înger care îmi spune chestia asta. Și e de la altă parte. Atunci ei se fac, pentru că dacă mi-a spus chiar toate vocele care îmi vin mie în cap, s-ar putea să-i ascult și pe ea și pe ea. Există o sunt o grămadă de meditații, într-o grămadă de sisteme de-astea, de la, nu știu, Amadeus, șamanism, sunt în cărți, sunt... Dar în general să știți că sunt animale care rezonate. Da. Și reproduci, în general, în corpul tău fizic, am reproduci calitățile. În general, te asemeni cu animalul cu care îți faci. Ok? Deci foarte rar e diferența. Pentru că, evident că dacă ai fost gazelă, nu o să-ți placă lei. Da. Evident, dacă ai fost, eu știu, și altă nu o să-ți placă uii, sau șoimii, sau vulturii. Adică, poți să dai seama în funcție de atracția pe care ai față de anumite animale și mai puțin față de altele. Și de atracția față de un element, pământ, apă, baie, știi? Poate să fie un animal care leagă la suprafață, în pește. Și noi am apărut și avem și, avem și elemente. Pământ, apă, aia, foc, aia. Ținem cont că am avut și și starea de plantă și de automat cum se trece prin toate casele de... Dar asta oricum se întâmplă firesc în cursul evoluției spirituale, pentru că retrăirea vieților anterioare, în perspectiva evoluției spirituale, presupune să ne la stadiu de elemente. Adică sunt oameni care, de exemplu, s-au născut din cristal.
Da? Automat, ei au altă, cum să zic eu, altă constituție. Bun, încheiem și relația asta cu Amazon. Și relația nu e întotdeauna chiar atât de senină, cel puțin din punctul nostru de vedere, care suntem aici în trup. Eu am cel puțin un ghid, ăsta spiritual, care este un sfânt, este un sfânt martir și pe care eu l-am avansat sfânt, în mânuța mea, cu câteva secole. Și acum nu este cu sfânta, l-am ajutat. Deci, nu? Sfânt martir, cum putea să ajungă cu ajutorul meu? La momentul respectiv. Și acum, eu, vezi ce raport de ăsta e, el îmi spune, fă așa, și eu am tot aia, adică e o chestie, eu vorbă, așa îmi veți pe el. Așa îmi veți asculta. În ceea ce privește Easy, toată lumea pleacă de la un anumit nivel. Și vreau să vă spun că ține un pic de voi evoluția voastră spirituală. Adică, dacă conștientizați că Easy fi crescut și ca număr, și ca putere, și ca, eu știu, că sunt și ei pe specializări, da? Atunci o să înțelegeți ce vreți să faceți voi de la viață. Pentru că mi s-a întâmplat la un moment dat să mă sună cineva și îmi zice mi-ai luat plânge. Eu zic, am treaba, acum nu mă ocup de la plângerile. Mi-ai luat plângerile, am verificat eu și mi-ai luat plângeri de terapie. Și zic, mă, eu sunt pe principiu, orice om are mai fi dreptate. Și după aia, în timp, dacă se dovedește că nu are dreptate, mă rog. Și zic, și verific. Și într-adevăr, îngerii persoanei respective de terapie erau la mine. Dar nu-i luasem eu. Și atunci am trebuit să studiez fenomenul. Eu zic, copii, dacă tu ai îngeri de terapie și nu faci terapie, acei ghizi au această misiune personală. Și atunci ei o să ducă în locul cel mai apropiat unde se face terapie, pentru că asta e menirea lor și ei nu pot să evolueze altfel. Dacă aveți ghizi care trebuie să cânte și voi îl cântați, ei o să ducă la cel mai apropiată persoană unde să-și îndeplinească misiunea personală. Care are emoții la urcatul păștinul. Deci Doamna colectează acum toți îngerii voștri cu care îl cântați. Toți cei care sunt muzicieni. Toți heroini. Și asta din cauza și de ei, de îngerii între ei, le place și lor să stea vorba cu cei care au același de înțeles. Dar și să stea de vorbă cu cine? Unii sunt soldați, alții sunt cântăreți. Nu înseamnă că nu se potrivesc. Și atunci, evident, ei se duc acolo unde pot să-și îndeplinească misiunea personală, pentru că vreau să vă spun ceva. Și ghizii evoluează în funcție de ceea ce fac ei. Adică, ceea ce fac eu, ei în acest plan. Deci dacă ei nu fac nimic, evident, nu evoluează. Și atunci nici lor nu le convine să stea la cineva care nu face nimic. Dar, ca să fiți nimic, știți, duminica când e liturghie, pleacă toți. Se duc la liturghie. Dacă nu sunteți la biserică sau dacă nu faceți cumva voi liturghie acasă, oricum pleacă toți la biserică, da? De ce? Pentru că ei sunt și înțeleg care înseamnă, ce înseamnă, care este semnătatea Sfintei Liturghii și atunci se duc în cer să-și ia dată. Adică, ei se încarcă de la lumină, se încarcă din slujbă, se încarcă când se deschid cerul, se încarcă de la locul sfinte. Adică, cum să vă zic eu, dacă vreți, potim? Dacă faci și acasă. Deci, ideea este, dacă vă duceți, eu știu, la mormântul lui Părintele Arsenie Boca, vă încărcați cu lumină, ei se încarcă să încarcă niște baterii. Cup! Și crezi. A, vă duceți în altă parte, eu știu, seara, E descărcat. Adică, asta ține un pic de voi și trebuie să înțelegeți fenomenul ăsta. Vă rugați să încarcă, vă prindeți un ori să încarcă. Dar încărcați pe ceilalți, adică tot încărcați pe cineva. Nu vă face griji. Bine, păstrarea echilibrului dintre lumea și întuneric trebuie să fie făcută și asta, că nu poți să fii ca o luminiță pe stradă. Nu că nu poți să fii, dar, mă rog, nu place întregii lumea. Și atunci, e important, unul, Îngerii vor ce să aibă putere, și puterea vine din lumină, din rugăciune, din post, din mersul pe la locuri sfinte, din slujbe, din terapie, din iniție, din... Deci tot ce înseamnă lumină, da? E important să-i primiți pe ceilalți, de asta presupune misiuni personale. Misiunile personale sunt diverse.
Dumnezeu dă darurile lui, cui consideră el femeie. Și haideți să vă spun ceva. Și vreau să vă demontez un pic concepția conform căreia trebuie să stai neapărat în rugăciune și cu fundul sus ca să primești darul de la Dumnezeu. Asta e greșit. Și eu sunt în genul care studiez. Și fac diverse lucruri ca studiu. Și artele marțiale, și multe. Și întâmplarea face că prin intermediul artele marțiale n-au voie să mă duc în competiții. Dar când am văzut, și sper să mai fac ralii, am invitat în competiții. Și, mă rog, am ajuns și pe podium. Și acum am înțeles că este total greșită concepția conform căreia competiția este greșită sau podiumul sădește orgoliu. Vreau să vă spun ceva. Pe podium, eu sunt de la care studiez tot. Așa sunt. Așa e felul meu de lucru. Pe podium, efectiv, s-au deschis ceva și cei care erau pe podium au primit, la un moment dat, energie, benefici. Fiecare a primit ceva în funcție de treapta pe care era. Și atunci am înțeles că această competiție dintre oameni este îngăduită chiar de Dumnezeu. De ce? Tocmai pentru manifestarea potențialului interior. Noi avem potențial divin. Adică ceea ce ne dă Dumnezeu în noi, care sunt care e talentul de exemplu. Dar avem și niște potențiale personale. Potențiale personale care se pot dezvolta prin ce? Prin muncă. Da? Și atunci e foarte importantă munca. E foarte important antrenamentul. Și în momentul în care tu muncești, tu te antrenezi, tu exersezi, că e muzică, că e sport, atunci automat te îndrepți către ce? Către podium. Și când ajungi la podium, atunci capeți harul. Nu știu, eu știu și metaforic, adică nu vă așteptați. Nu! E vorba și de podiumul adevărat. E și podiumul adevărat. Dar e și podiumul adevărat. Dar nu știi că e reușit. Să știți că cununa de la cununa respectivă există la nivelul spiritual și se dă inclusiv sportivilor, indiferent natural. Pentru că vreau să vă spun ceva. La un moment dat, când vorbeam cu unul dintre duhovnicii mei, părintele Panteonului, nu te zic, dar arhanghelii au sări. Dar zic, îngerii, ce să facă? Se gândește cu pumnii. Și eu am fost la pat acum și dacă, mă rog, când o să creșteți voi mai mari și o să vedeți diferite premie, o să vedeți că lumina primesc inclusiv boxeri sau mai știu de acumația pe podium. Și primesc? Da. Dar care pot să însemne orice, de la darul divin în bani, la darul iubirii, la darul înțelegerii, la darul răbdării. Deci poate să fie absolut orice. Se pot primi darul divin prin faptul că tu ai evoluat și ai crescut și ți-ai folosit potențialele tale umane într-un anume sens. Adică asta să nu credeți că toată lumea trebuie să alinieze frumos, să meargă când doar pe biserică și să facă. Nu. Evoluția spirituală poate să fie făcută în orice plan și oriunde. Un singur amendament. Să faci treaba asta cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te poate face. Fie terapeut, fie pilot, fie profesor, fie muzician. Dar dacă te-a făcut acolo și a făcut de misiunea personală, tu poți să o duci la nivelul de artă. La nivelul de știință. Ducându-l la nivelul de știință sau de artă, automat primești de la Dumnezeu acel ceva. E ca un plic. Te antrenezi, îngrezezi. Și la un moment dat se face plic. Și te la un alt nivel. E ca și cum te-ai upgradat. Și te upgradezi de ce? Pentru că, în realitate, Dumnezeu îți răspătește ce? Nevoință, efort. Să știți că, în ce mai răspătit este efort, mutarea pe care a făcut de Dumnezeu. Ceea ce este important este munca ta. Și munca ta este repetită. În antichitate se spunea, dacă muncești destul, îi vei exili pe zei să-ți recunoască și acum, gândiți-vă, dacă nu cumva sunt între voi, cei care refuză competiția, de orice fel. Eu nu vreau să fac competiție, nu vreau să fac competiție. Pentru că nu înțelegeam. Mi se părea stupid, dar de ce simt un lucru? Dacă ai sens,
Dar de ce să arăt că sunt mai bun? Pentru ce? Dar în realitate nu se fac altă. Și vreau să vă spun ceva. Există o competiție și una la nivelul cerului. Și este aia care spune că un alt Dumnezeu de mănâncă scripție cât se poate de reală. Și este adevărat. Și eu să vă spun și de ce. Pentru că Sfinții sunt ca niște antrenori. Ne antrenează, da? Și fiecare a trecut prin diverse etape ale vieții. Și fiecare a trecut prin diverse, eu știu, încercări. Care l-au adus la un anumit nivel de evoluție. Și atunci el crede că pentru a ajunge la acel nivel de evoluție, tu trebuie să treci prin acele lucruri. Și automat o să spună acele piedici. Adică sunt ca niște profesori care, de fapt, ca să te facă mai bun, deci intenția lor nu e negativă, adică nu se gândește, ai cu mult profesor de față așa. Nu. Intenția lor este să vă facă mai bun. Ca să vă facă mai bun, zice, se gândesc ei, băi, dar așa nu e bun aici. Ia să-i dăm noi treaba asta. Bun, iese, e ca la cursa cu șoarece, știi? Și îți mai pune câte un obstacol. Și treci de el, și treci mai departe, și mai treci de el, și așa, și ajungi ca la cursa cu multe obstacole, pentru fiecare spune un obstacol. Dar, în momentul în care tu treci peste obstacolele pe care ți le pun, inclusiv Sfinții, înseamnă că ajungi cu foarte îmbunătățit, să zicem, la autoluție. Și atunci, în perspectivă, nu fugiți de încercări. Nu fugiți de, eu știu, de competiție. Intrați acolo unde simțiți că intrați, lăsați-vă duși de Dumnezeu, că știe El de ce. Știe mai bine decât noi. Nu, și în general refuzăm competiția cu ideea. Eu merit asta. Eu am ajuns atât de bun că trebuie să mi se dea. Nu, asta trebuie să o confirm în competiție. Și eu spuneam că nu trebuie să existe problemele, Examenele. Eu nu suportam examenul. Mi se părea stupid să dai examen, să ce? Nu. Doar în examene îți dai cu adevărat, îți alegi cu adevărat valoare. Și nu se poate. Vreți, nu vreți să treceți prin examen. Eu am trecut prin examen, am picat o grămadă, nu mă refer la școală, da? Și v-am spus că le-am dat până când a trebuit să le trec. Sau până când am trecut, până am înțeles. Dar nu fugiți de examen, pentru că, în realitate, examenele arată, inclusiv vouă, cât de bun sunt. Adică, nu poți să evoluezi dacă nu știi clar unde ești. Deci, mai e un aspect. Am refuzat competiția, am refuzat concursul, am refuzat lecția și dovada că am învățat lecția aia și la un moment dat o să-mi iau plata pentru faptul că n-am învățat lecția cu pricina aia și e mai neplăcut așa. Deci, până la urmă, scopul Universului ca noi să învățăm lecțiile astea, să trecem de toate concursurile, de toate examenele, în care noi toți împreună să dovedim că am învățat ceva. Dacă mai sunt persoane care refuză competiția, și refuză evoluția lor, dar ne refuză și nouă tuturor evoluția, pentru că ies din joc, strică joc întotdeauna. Cel mai rău privit nu e la care pierde competiția, e la care a stricat jocul, la care competiția nu joacă. Nu, competiția trebuie să existe. Întrebare, competiția evoluției este ceva iar. Voi, ce să înțeleg? Care astea vreți numai iar? Nu știu. Eu n-am zis. Competiția este o cale. Pentru că fiecare, până la urmă, în evoluția lui, are de învățat ceva. Nu înseamnă că toată lumea trebuie să intre în competiție. Dar, pentru unii, competiția poate să fie o cale a lor. Nu toată lumea trebuie să intre în competiție. Nu toată lumea trebuie să demonstreze ceva. Și mă refer strict la sport acum, da? Sunt două aspectele noastre. Pe corpul fizic și pe corpul mental, metoda principală e concursul și competiția. Pe corpul emoțional și pe corpul spiritual, întotdeauna este colaborarea. Că niciodată nu o să facem concurs care plânge mai tare. Îți facem concurs care mai repede și care rezolvă mai repede problemele. Îți facem la corpul emoțional, o să stăm care cât mai mult putem să stăm împreună să ne rugăm. Cu cât mai mult putem să ne conectăm la entități spirituale superioare. Deci două dintre ele se rezolvă competiție, două dintre ele se rezolvă printr-un împreună, făcând ceva cu iubire și cu uniune. Deci, de-aia e și aspectul aici. Aici e un manipulator emoțional. Aia e altceva. Care, auzi, dacă tu
Nu, nu neapărat că vreau să lecție atunci. Sau bun. Dar ideea este, nu refuzați convenția sau refuzați convenția. Fiecare răspuns de acum nu înseamnă că toată lumea trebuie să intre în competiție sau toată lumea trebuie să, să refuze competiția. Voi trebuie să faci... E cea mai importantă. Competiția cu tine. Corect. Dar competiția cu tine este una și la un moment dat vrei în competiție și cu alții. De ce? Foarte simplu. Există acea parte din noi, acea umbră din noi, da? Pe care nu toată lumea o stăpânește. Tu să zicem că treci în competiția ta cu tine însăți și treci, da? Dar la un moment dat, când te voi rezolva problema cu tine însăți, te vei ridica deasupra celorlalți care nu și-au rezolvat problema cu ei înșiși. Și atunci, acea parte din ei îi va întoarce puțin împotriva ta. Și atunci vei intra în competiție. Vrei, nu vrei. Da? Etapa aia în care te-ai cunoscut, te-ai stăpânit pe tine, te-ai revedit. Cum e etapa a competiției? Competiția înseamnă și etapa de pregătire ca să ajungă în locul respectiv. Inclusiv, deci ce lucrez cu mine este acceptarea competiției, acceptarea de a intra în joc. Pregătirea mea înainte de că nu te arunci de prima dată fără să ai cadere de conducere, nu te-ai dus să participi la rally. Tu te-ai pregătit o vreme. După ce te-ai cunoscut, după ce te-ai stăpânit pe tine, te-ai stăpânit mașina mea, că am luat metafora asta, te duci mai departe în competiția aia mare. Noi câteodată nu vedem tot orizontul. Eu sunt astăzi aici, de-abia învăț cu mine, pe mine să mă stăpânesc. Ideea că o să intru în competiție cu cineva e mai departe. Dar după ce m-am stăpânit pe mine, după ce am mâncat o treabă, încerc să văd mai departe. Și tot așa, mai departe se lărgește orizontul pe măsură ce mă cunosc pe mine și mă stăpânesc lucrurile și viața. Și se întâmplă până la urmă fiecare mare treabă lui personalitate. Și fiecare spirit are ceva de corectat la el, are ceva de învățat, are ceva de o probă de trecut sau mai multe. Eu nu mai, cum să zic, am ajuns în locul în care nu credeam că o să ajung. Am făcut lucruri pe care nu puteam să le fac. Pentru mine viața a fost tot timpul o surpriză și atunci am realizat că cel mai important lucru este, de fapt, să nu te aștepți la nimic, oricum te surprinde viața. Da? Și aici mă duc cu ideea la ce spunea Mântuitorul la un moment dat, și anume că ajunge prin ziua zilei de azi. Apropo de misiunea personală, toată lumea se așteaptă să aibă o misiune personală specială, că e mai special, că e altfel. Nu. Special vă faceți voi, din momentul în care veți îndeplini misiunea personală de moment. Adică dacă în această clipă eu sunt aici și misiunea mea personală este să vă vorbesc, ideal ar fi să mi-o fac 100%. Atunci mi se va da o misiune personală nouă. Dar dacă eu nu o fac cum trebuie, pentru ce să mai îndea Dumnezeu alta? Dacă am bulibă și tot și pasta? Mai bine niciodată la plăci. Da? Nu! Eu sunt de principiu să pot să rezolv. Știți Dumnezeu? L-am făcut Universul, nu azi, stai un pic. Să facem un pic mai așa, nu că nu-i bine. Știi? Îi dăm de lege, îl facem din nou. Nu. Ideea ar fi ca în momentul în care faceți un lucru, să-l faceți 100%. Și asta este valabil pentru orice. Măi, dacă sper o farfurie, dacă mă, dacă, eu știu, cânti ceva, sau măcar să te strădui să faci tot ce ține de tine. În momentul în care te strădui să faci tot ce ține de tine și dai tot din tine, în momentul respectiv apare ceea ce se cheamă progresul. Da? Băieții știu că dacă fac, mă pune antrenorul să fac 10 rotări și fac 11, automat o să progresez mai repede și o să cresc ca putere sau ca, mă rog, muscatură sau nu știu eu ce. Ei, în momentul în care faci mai mult decât ce se cere, e clar că evoluția ta va fi mai bună. Bun. Asta este în ceea ce privește.
misiunea personală. Nimeni nu o să vă dea o misiune personală specială dacă nu o să încercați să faceți bine măcar ceea ce faceți acum. Faceți bine ceea ce faceți și automat îi se va upgrada această misiune personală. Și mai trebuie ignorate situațiile mărunte și cauzele mărunte. Între ele se vor perpetua și întotdeauna o să aveți senzația că ați rămas cu un picior ăsta care îl trăiesc de urmă din ceva. Lecții foarte simple și care spuneți, asta nu mai e de nasul meu. Dar ea a apărut în viața voastră, tocmai că mai aveți un ceva mic rezolvat în zona cu pricina. Multă lume în ultima vreme am văzut, vine cu situația noastră de trebuie să lucreze un pic pământul. Că ne-am îndepărtat atât de mult de modul ăla, ne hrănim direct din munca noastră, încât multora dintre noi care între timp au făcut diverse greșeli. Inclusiv aia cu aruncăm mâncarea aiurea, nu? Umplem frigiderile și aruncăm mâncarea. Asta în timp se transformă în chestia mai duceți-vă înapoi. Baia să dați un picuț plantând ceva, să pun pământul plantând, având grijă de planta aia, o rudând, în mai departe. Mai merge să mai vedeți odată cum e să ai grijă de un animal, de viața lui. Să faci curat după el, să mulți aia ca să mai arunci după aia cutia de lapte sau mult în frigider. Și atunci, chiar și lecții de astea mai multe, s-ar putea să ne țină pe loc, pentru că mai greșim față de ele. După aia, noi niciodată nu reușim să scăpăm de toate greșelile făcute pe un anumit nivel. Dar, din potrivă, reușim, cum să spun, am învățat două lecții, mai pierdem una, două, una, cam așa tot timp. Treptat trebuie să ajungem în situația în care să acceptăm permanent lecțiile și să încercăm să le ducem până la capăt ca să ne ajungem la plățile respective. În ceea ce privește evoluția personală, să știți că nimeni nu deține adevărul. Și dacă eu trebuie la un moment dat să nu la adevăr, voi ajunge pe diverse căi. În ceea ce privește și cursurile, și inițierile, și conferințele, și tot ce costă, da? Nu este obligatoriu să evoluezi spiritual, nici măcar mergând la ele. Ele sunt parte din evoluția spirituală, dar nu sunt totul. Sunt o mică parte. Bun. Și o să spuneți, bine, dar aș evolua mai repede dacă mă duce la cursul respectiv. Cursul respectiv costă bani. Eu nu ajung să fac cursul respectiv pentru că eu nu am bani. Ei, să știți că, cum zice Reichiu, dacă trebuie să faci acea inițiere, vei avea și bani să-ți faci. Dacă trebuie să faci acel lucru, și o vei merita și o vei lua un moment dat. Ei, de ce vă spun treaba asta? Pentru că eu când am început să fac inițiere, nu aveam bani. Și vreau să spun că sunt inițieri pe care le-am primit la schimb. Adică ofeream ceea ce știam ca informație și le primeam la schimb inițieri. Deci, să nu credeți că nu există posibilitatea să faceți inițieri gratuit sau la prețuri mai mici sau mai știu eu ce. Că inițierii erau foarte scumpe. Vreau să spun că ne strângeam mai mult. Erau inițiere de vreme aia, nu știu, 250 de euro un grad, la șambar. Și nu se dădea cum să nu cumva să ajungă la așa. Ei, și atunci ne-am strâns mai mult. Am pus mână de la mână, s-a dus unul dintre maestri și au luat inițiere și pe-aia l-a făcut la tot. Deci să nu crezi că nu se poate. Asta este o motivație. Când vrei să obții un lucru, îl obții, nu te opreți bani. De aia e mai ușor să spui, nu mă duc la cuite, cere bani. Dar, până la urmă, e libertatea ta să referi sau nu, sau e libertatea ta să găsești o altă posibilitate. Adică, nu vă lăsați încurcați de bani. Banii sunt un schimb. Și eu spun ceva, mai intenție de făcut mai mult bani, că n-aveam. Țin minte că ne-am adunat și aveam de diverse, și bijuri, și am avut mai multe. Am avut pentru că până la urmă e vorba de schimb, nu de bani. Și atunci am pus, eu și cum că ceva mână de la mână, ea a pus cercei, eu nu știu ce am pus. Și am luat inițierea respectivă. Și vorbesc foarte de adică, și până la urmă este corect. De ce? Pentru că o plată trebuie să existe în orice. Trebuie să înțelegeți
că orice lucru presupune informație și energie. Și că pentru a primi un lucru trebuie să dai ceva în schimb. Dacă primești iubire, trebuie să dai ceva în schimb. Da? Dacă primești informație, trebuie să dai ceva în schimb. Să nu rămâneți. Eu prefer să rămân dator eu, adică să rămână, mă rog, să dau un plus, decât să rămân dator. Clar. Aia, apropo de validitatea sistemului care există pe tine, deci anticiparea făcut de deconectat. Voi sunteți deconectat? Deconectați, deconectați. Orice sistem care există la urmă și a trecut o probă a timpului și ai niște oameni care își spun cu sinceritate că au vrut să facă ceva, e posibil să fie bune. Însă, ca și la știri, când știrile alea din primele 24 de ore sunt alea pe care te poți baza și când te uiți în urmă o să vedeți cum evoluează știrile după 24 de ore în funcție de interesele, mesajele care sunt de transmis și ce mai e, la fel și sistemele. Sistemul ăla de prima zi, în forma aia în care omul care a avut o anumită conectare la un dat, un moment de iluminare, și din momentul ăla de iluminare ne-a oferit nouă mai departe un sistem, ăla mi se pare cel mai sincer. După aceea o să vezi că el în cartea treptat, pentru că așa cere piața, pentru că așa e o atmosferă de asta, tip New Age, care ne face să împingem lucrurile, să fie ele tot mai colorate, tot mai complicate, tot mai complexe, tot mai asta, începe să nu mai fie același lucru. Și în momentul în care un sistem, în general toate la început, sunt deschise, sunt accesibile oricui, nu neapărat în sensul de viață. Poate să ducă oricine acolo, să ia de la zero, să facă lucrări. Și acceptă și oamenii în general care vin din alte sisteme și din alte școli. În clipa în care un sistem spune, știi că de fapt numai eu sunt la care, știi că de fapt în alte școli te strică și te distrug și pe aia, cu alea încep eu să am niște semne de întrebare. În punctul meu de vedere, la mine și la alea puține lucruri care le predau și le practic, poate să vină oricine și cu absolut orice experiență și eu am încercat să ajung cu un fic de ăsta de inițiere, de liniaj, de cum îi spune, acolo, în zona aia, a maximei sincerități de a doua zi după momentul ăla de iluminare. În clipa în care acolo era numai miracol și numai extaz și nu își punea nimeni problema cum valorific și mai trebuie să-i pun un grad ca să predau în mai multe etape cursul, ca să fie mai mulți bani și lucrurile să fie mai complicate. Deci asta, capar n-am primit cu reconectare. Eu n-am trecut până în experiența asta. Nici n-am citit carte. Poate fi colosal. Că am studiat treaba asta, nu că aș fi fost, că m-a interesat, mă rog, și personalul respectiv și ce se întâmplă cu ceilalți. Se întâmplă următorul fenomen. Nu era reconectare. Problema este că lumina la care duce este de un nivel destul de mare. Așa că, deci, cum să vă spun eu, există niște drepturi, da? Ale luminii, ale cerurilor. Bun. Această reconectare le duce la un nivel de cer nou. Ceea ce nu e rău. Numai că dacă iau un om de la nivel de cer 3 și îl duc în nou, e ca și cum l-aș lua de pe stradă și l-aș duce direct într-un hotel de 5 stele. Nu știe ce să facă acolo și nu înțelege. Ei, problema se pune că ca să ajungi la un nivel de cel 3, la un nivel de cel 9, presupune că eu am înțeles anumite lucruri. Am trecut prin anumite etape. Le-am înțeles, le-am integrat. Bun. Ce se întâmplă cu un om pe care îl iau direct din 3 și îl duc în 9? El nu a înțeles, n-a integrat absolut nimic de la nivelul celor inferioare. Care presupune informații și energie. Și atunci se întâmplă următorul fenomen. El va sta, va avea o perioadă de platou care va fi zen, așa, cu un zâmbet foarte drăguț pe față. Știți? Așa. Desprins de lumea asta. Până în momentul primei bubuie. Care vine. De ce? Bubuiele vin. Ne mor părinți, ni se îmbolnăvesc prieteni, au accidente, avem noi probleme. Mai rămâi fără un job, mai... Și în momentul respectiv se duce toată reconectarea. Da, la un moment dat a ajuns de ce? În situație. Nu, este o formă. Repede, de la 3, este la o formă prin care omul
poate să vadă ce știți cum lasă Dumnezeu deodată să arunci cu un loc pe după perdea, ca să-ți dorești după aia să ajungi acolo. Dar inevitabil, pot să vă spun de ce, pentru că întâmplarea face că mulți dintre ei ajung la mine. De ce mi s-a întâmplat asta? Eu nu dau vina pe el, pe el. El își face ce știe el. Dar știe firesc să o facă. Nu dau vina nici pe el că s-a dus. E clar că i-a îngăduit Dumnezeu și că altfel ajungea acolo. Dar e clar că el trebuie să ia. Și asta e și spun. Băi, eu cred că iau cu Reiki. Că Reiki e banal. Reiki te ia așa. De la Ana la Caiapa. Nu se întâmplă nimic. Și după aia n-ai decât. După ce ai făcut Reiki grad 3 și într-adevăr ai ajuns la un nivel de celor, după aia n-ai nicio problemă să faci reconectarea. Dar tocmai de asta trebuie făcut Reiki ăsta în timp. Și ca să răspund la o întrebările voastre. Eu aveam și eu la un moment dat un deal cu Reiki și cum mai știu eu ce. Și întrebarea face că m-a luat un grup pe sus și am plecat la Ierusalim. Și la Ierusalim am ajuns în 4 zile, lucru destul de rar, pentru că acolo este destul de aglomerat. De 3 ori am Mormântul Sfânt. Eu vreau să spun ce am făcut și măsurători în Mormântul Sfânt. Pentru că așa sunt eu, nu pot să gândesc. Nu. O fi Mormântul Sfânt, dar tot Mormântul. Înțelegeți? Și în acea perioadă am avut foarte mult timp să mă gândesc dacă ceea ce fac eu este ok. Și dacă sunt în consens cu. Tot ce pot să vă spun este că vreau să spun că am și simt un ajutor special din partea Sfinților, cu care, mă rog, unii sunt așa, evident, mai compatibili. Și cel mai drăguț este ajutorul pe care îl primesc câteodată de la Părintele Arseniu. Și vreau să vă spun, atunci când am o nedumerire și am o problemă și am o îndoială, mă duc acolo. Și drăguț, cel mai drăguț lucru care mi s-a întâmplat și care e filmat pe mine cu mașina spre disloc, este momentul în care m-am dus la Părintele acolo și în timp ce treceam, m-a strigat cineva și mi-a zis, la ce ore cursul mâine? Că eu aveam curs la Oradea. Și zice, dar era trecut la rând, la Părintele Arsenie, să vină la cruce. Eu, m-am dus pe la aia, că eram curios să ajung la Oradea. Și omul zice, la ce ore cursul mâine de la Oradea, adică așa. Și atunci m-am liniștit, brusc. Și asta e. Până la urmă, aș putea ce un pic cu stilul ăsta, că am înțeles. Nu cred că marele defect e ăla că omul ajunge și cuvântă de la 3 la 9. Cred că mai și ea, nu și ea lecțiile. Nu și ea lecțiile. Dar cu siguranță și-a luat lecțiile și lucrul ăsta se întâmplă și la vieții, se întâmplă la toate celelalte. Dacă după ce primește o inițiere, un acoperi, o tehnică de genul ăsta, începe să și lucreze cu ea. Pentru că în momentul în care se întâmplă, primești inițierea de pricina. E ca și cum un bolt deasupra capului să deschide niște ferestre. Pe ferestrele alea începi să vezi mai sus. Dacă tu nu exersezi, nu ajungi să străzești trepte până la ferestrele alea și ferestrele alea să poți să le închizi, să le deschizi după cum ai tu nevoie în momentul cu pricina. Și atunci noi luăm multe inițieri, multe acordaje, unul după altul, să tot deschid toate astea și pentru că nu lucrăm cu ceea ce am învățat, alea rămân pur și simplu deschise și ne trage curentul. Și rețin, se întâmplă asta. Cel care se duce prima dată, de la nivelul 3 la reconectare, dacă de-a doua zi ar lucra cu lucrurile care îi sunt date acolo, urcarea ar fi într-adevăr treptată. Dacă el doar stă, că l-a tras o dată până la 9, lucrarea nu stă decât să cadă înapoi treptat, se întâmplă toate lucrurile cu plicea, lucruri perfect valabil, chiar și la vieții, la cea mai grav întâi de prieții. Nu, care e lucrul cel mai simplu. Dacă nu vă faceți autotratamentul, după aia zi de zi toată viața, presupunând că ați rămas la cu gradul întâi de religii, vezi că de la loc, vi se vor întâmpla acelea lucruri. Va fi tot o fereastră prin care bate bândul și vă spulberă părul din cap, în loc să fie o cale de a merge mai departe. Deci nu vă jucați.
cu inițierile și cu acordarea de primite și cu tehnicile primite, că poate să fie și multe, poate să fie și mate, poate să fie o comandă de alte lucruri. Ele toate v-au deschis niște legături, v-au deschis niște posibilități, dar alea trebuie jucate, trebuie exersate, trebuie practicate. În cafe mai degrabă doar împingeți lucrurile, cum să anunțați, vreau o lecție karmică, dar nu vă pregătiți niciun fel ca să ajungeți în momentul ăla pregătiți pentru aia. De-aia se întâmplă lucrurile astea și aia. O să începem să răspundem un pic și la întrebările voastre. De ce? Pentru că acum nu putem să le integrăm. Și una este adevărat că la distezie răspunsul la întrebări privind lumea materială, viața de zi cu zi, este dată de entități inferioare? Răspunsul e nu. Pentru că și în distezie se fac optimizările. Când se fac optimizările, se primesc ghizi. Ghizii sunt atunci. Da? Dar vreau să vă spun că la distezia este o știință spirituală care este aproape obligatorie, deci n-am venit încă, Înger întrupat pe azi nu trebuie să se facă la distezie. Deci e primul lucru. Mă rog, pe la dintre noi mai sunt și îngeri primiți de Dumnezeu pentru evoluția oamenilor, pentru schimbarea vibrației, au mai multe viziuni personale. Ei, ăștia clar fac la distezie. Dacă oamenii ai copii pe urmă fi, ăștia clar fac la distezie. Atenție, țăr, aici e vorba de la distezie, care presupune o optimizare. Și în momentul acelei optimizări, într-adevăr, ghizii care vin din lumină și trase-o până acolo, ele în lumină, o secundă. Dar sunt în oraș cărți de tarot. Sunt cărți de citit în cafea. Sunt cărți... Nu! Am înțeles că mi-am găsit. Și după o grămadă de alte tehnici de astea de divinație, de a afla ceva și, în general, la nivelul corpului, corpurilor fizice, de cine câștigă mâine, de ce iese la notă cronoscop, dacă la stânga sau la dreapta e nu știu ce și unde e zilul de acolo, și dacă se mărită, nu se mărită. Și, în general, că lucrurile astea se fac de la bun început, fără nicio pregătire, fără nicio optimizare, fără nicio inițiere, fără niciun acordaj, doar că ați luat o carte și ați citit. Primii care vin și vă dau sfaturile, pentru că ei știu cel mai bine în materie ce se întâmplă în mâine, sunt entitățile spirituale negative. Multă lume, uitați-vă în jur, vedeți cine a luat, a cumpărat o carte de tarot pur și simplu și a început să folosească cariera, fără un maestru care să-i spună cum se cheamă și entitățile spirituale, entitățile de lumină, ca să afli viitorul și lucrează pur și simplu, a deschis cărțile, le-a închis pe masă și stă să vadă ce se întâmplă, m-a lucrat prin cărți de întuneric și ar putea. Cine a pus întrebarea asta, acum sigur că da despre radiestezie, dar la radiestezie există etapa asta clară, e o școală, e o optimizare care face separarea între lume și întuneric, dar sunt urmate de alte tehnici de-astea care sunt către tehnicile de divinație, care, atenție la ele, vă pot pune în contact cu entități spirituale negative. După un an de zile o să-i vedeți pe cei care iau cărțile astea, că într-adevăr trec prin tot felul de evenimente și cât de mulți care le-au luat au început lucru cu ele, și le-au aruncat. După un an de zile că au început să li se întâmple tot felul de chestii. În somn, în viață, în casă, în... Atenție la... Cum poți să-ți păstrezi îngerii primiți la inițiere? V-am zis, puterea îngerilor este dată de lumina pe care o primești de la Dumnezeu. Voi nu prea... Adică singura metodă prin care eu, unul, pot să-mi ajut îngerii este rugăciunea și postul meu. Da? De ce? Pentru că atunci îi primesc puterea de la Dumnezeu pentru nevoința mea. Da? Și spuneam, mersul la slujbe, mersul la locuri sfinte, participarea la... Iar pe mine, știți, eu fac inițiere. Da? Și încerc să le explic mai ceva. Cum ai venit la inițiere? La inițiere se deschide ceva. Puteți să fiți acolo, puteți să vă încărcați, puteți să vă încărcați în zi, puteți să dați lumină, eu știu, drumului vostru, căii voastre spirituale. Adică, e foarte important să învăț să folosesc instrumentele care mi se oferă ca să fie mai bine în perspectivă. Și asta este un formă. Când te duci la liturghie, de ce te duci? Nu se deschide cerul? Ce faci? Se deschide cerul. Și? Ce faci cu lumina aia care îți vine? Și păcând și lucrurile, cum ai spus, lucrurile... Păcând lucrurile, care... evident. Că e vorba de terapie, că e vorba să ajut oameni, că e vorba de tot ce se face ca misiune personală.
Să știți că Hristos a spus un lucru interesant, știți, pe care puținea lumea bagă în seama, și anume, nu tot cel ce spune Doamne, Doamne, se mântuie, ci cel care face voința Tatălui meu. Voința Tatălui meu poate să fie orice. Vă e clar? Și atunci, e foarte important să faceți ceea ce trebuie. Ceea ce trebuie, mai greu de aflat la început. Da? Dar dacă voi vă doriți să faceți voința lui Dumnezeu, nu să vă lasă Dumnezeu să faceți prostii. Pentru că e firesc. Dacă voi, în sufletul și în conștiința voastră, vă doriți să faceți voia lui Dumnezeu și vreți să o urmați, o să găsiți și la noi câte să faceți treaba asta. Chiar dacă nu am anestezie, dau cu bani. E păcat? Hello! Primul apostol a fost ales la sorți. Deci nu e păcat. Poți să te rogi să dai cu bani dacă nu știu care răspunde la Dumnezeu. Tu nu l-aud pe Dumnezeu. Dar în momentul în care mă rog și spun facă-se voia ta, las totul în seama lui Dumnezeu. Facă-se voia ta înseamnă că trebuie să mergi și facă-se voia ta înseamnă că permiți lui Dumnezeu manifestarea în viața ta, în situația respectivă. Eu nu știu cum e mai bun, mai bine. Dar pot să zic, facă-se voia ta. Și în momentul respectiv, Dumnezeu găsește calea cea mai bună ca să se rezolve problema respectivă. A, vrei să faci tu? Te lasă tu. Și după aia trebuie de ce iese trimis. Bun. Cum facem să păstrăm sufletul noi? Din păcate, sufletul nu e al nostru. Da? Și nu e o chestie pe care pot să o portez în mine. Sufletul se duce unde vrea Dumnezeu. Da? Până și dacă ți-l ia un vrăjitor, poate să fie îngăduit Dumnezeu. Da? Până și în plățile carnice, el o să ducă acolo unde se consideră și unde interacționează cu unde repozitorul e carne. Deci, singura modalitate prin care eu pot să încerc să păstrez sufletul în mine este să mă rog și să postez. De ce? E foarte simplu. Al cui e suflet? Al lui Dumnezeu. Și el unde să stea? Unde vrea Dumnezeu. Deci dacă sufletul este Dumnezeu, este pare Dumnezeu Divin, o manifestare Dumnezeu, atunci el va sta unde vrea Dumnezeu. Dacă aici la rugăciune și la ce putem să facem pentru suflet, include și tehnic de respirare, că ele în sine sunt un mic anor. Acum, dar alte tehnice, curăța sufletul, energiza sufletul. Corect. Că protejează. Dar el va sta oricum unde vrea Dumnezeu. Și el va sta oricum unde vrea Dumnezeu. Dar în clipa în care eu fac lucrurile astea, încep să fac voia Domnului. De fapt, niște pași pe drumul evoluției. Cum o pot rugăciunea de la miezul nopții. O spune la urmă. Rugăciunea de la miezul nopții. Rugăciunea de aur. Ce este stăcina de Între 12 și 3 noaptea este întunericul maxim în opoziție cu soarele. Adică timpul de partea materială în lucrurilor există partea spirituală. Așa cum există un cer al Pământului și un Dumnezeu al Pământului, există un Dumnezeu al Soarelui, care este superior Dumnezeului Pământului. Evident că este superior Soarele, nu? Bun. Evident că lumina, există o lumină materială care izvorăște prin soare, dar există și o lumină spirituală. De-aia ne rugăm la experiență. Pentru că există și zeul soare, să știți. Bun. Și alt Dumnezeu. Dumnezeii sunt Dumnezei. Deci ca și cum ar fi niște porți, da? De la cel mai mic, la ultimul sau cel pe care nu l-a văzut nimeni. Ei, în momentul în care este întuneric, da? În opoziție cu soarele, în perioada aia între 12 și 3 noaptea, este puterea răului maxim. Atunci ies toate entitățile negative, care nu stau la soare. Niciodată entitatea negativă nu va sta la soare, da? Bun. Și atunci, ies la suprafață. Evident că rugăciunea este maximă în opoziție. Întuneric. E și mai grea și mai bine de compensat. E mai grea, e mai greu de făcut. Eu presupun un efort mai mare. Și atunci încercați după rețetate să citiți psalmii între 12 și 3 noaptea. Și după aceea duceți-vă la baie, să vă uitați în oglindă, să puteți să vedeți cu părul. Așa. Și atunci, de asta e să spunem rugăciunea de aur, pentru că și, cum să zic eu, recompensa, între ghilimele, deci energia, suprimarea energiei, cum spus că în momentul în care faci rugăciune în întuneric, rugăciunea sublimează întunericul în lumină. Dacă faci lumină, nu ai ce să sublimezi, că lumina e lumină.
Da? Și aici se pune problema de opoziție. Când faci rugăciune la miezul nopții, de fapt, e întunericul respectiv și îl transformă în lumină. Și de asta este superioară. Și de asta Sfinții, Părinții, toți făceau rugăciunea, se culcau de la 10 la 12 și la 10 la 11 se trezeau și făceau rugăciune până la 3-4. Și se culcau la 8, se trezeau la 6, făceau rugăciune tot așa. Dar este una dintre cele mai bune forme de acumulare de aur spiritual. Cum îmi pot ridica vibrația? Rugăciunea este o formă. Postul este o formă. Alimentația este o formă. Adică să te ia apă sfințită este o formă. Să-ți energizezi, să-ți curezi mâncarea prin reiki este o formă. Să participi la sfinte e o formă. Să duci în locul sfinte e o formă. Să-ți curezi și să-ți amplifici energia în casă este o formă. Noi dormim. Stăm acasă cel puțin 10 ore, da? Una este să stau într-o energie de privație joasă și apoi să cresc energia din camera mea. Prin ce? Prin cristale, icoane, muzică. Muzica poate să fie de vibrație foarte mare. Și automat îmi crește vibrația. Evident că dacă să stau în muzică de cel 8-9, 8 ore pe zi, o să am altă vibrație decât dacă stau în haos. Nu? Deci asta este principiul muzicii. Evident că dacă mă conectez la lumină, o să-mi schimbe vibrația. Deci totul universul ăsta este vibrație. Depinde de mine cum vreau să folosesc și unde vreau să ajung. Vibrația face să fiți mai puțin vulnerabil la rău, face să aveți acces la gânduri gânduri pozitive, înainte spirituale mai înalte. Pentru că, până la urmă, asta face diferența între un univers vibrațional, unde ai vibrații de toate nivelurile de sus până la de cele mai joase vibrații. Evident că dacă eu îmi cresc vibrația creierului, mă rog, ADN-ului, voi accesa entități de lumină. Și vibrația face ca toate lucrurile care le avem de rezolvat karmic să vină mai ales în formă de lecții și nu sub formă de flăți. Formă de flăți sunt lucrurile mai înalte. Și aici mă las călcat în picioare, unde e limita. Limita nu e niciunde. Limita e momentul că eu mă stăpânesc și reușesc să pornesc la drum și să cred în locul respectiv. Dacă Dumnezeu vrea ceva de la mine, să-mi arate calea. Permanent mi-a arătat calea încă de când m-a pus într-un anumit context, în locul ăsta, cu anumite lucruri pe care le-am eu de învățat. Lucrurile astea ni le punem adesea în afara noastră. Ele sunt toate rezolvate numai din noi. Nu putem să lăsăm pe un altul să facă niște lucruri din numele nostru. Mulți oameni ne pot învăța ce avem noi de făcut ca să putem să mergem mai departe, dar sunt extrem de puține lucruri pe care altcineva le poate face pentru noi, mai ales la nivel emoțional, mental și spiritual. Nimeni nu poate să învețe pentru teza la matematică în locul meu. Trebuie să învăț eu. Nimeni nu poate să facă ceva în locul meu. Și atunci, un altcineva te poate sprijini să te cunoști mai bine, să te împaci cu defectele tale, cu care, chiar și cu calitățile tale pe care trebuie să te împaci. Te poate ajuta să te stăpânești mai bine. Îți poate da niște sfaturi, hai să spunem de asta, ca de la suflet la suflet. Dar nu vă așteptați ca cineva să poată să facă cineva pentru voi. Voi sunteți singuri care trebuie să faceți lucrul ăsta. Și lucrul ăsta e frumos în universul ăsta, că noi le facem, nu trebuie să le facă altcineva. Cum se poate reface legătura cu șeful? Mai ales cu cel mare. Hai să vă spun ceva. Gândul conectează. Gândul conectează. În momentul în care eu mă gândesc la Dumnezeu, mă conectez la Dumnezeu. Și atunci cea mai simplă formă de conectare cu Dumnezeu este să mă gândesc la Dumnezeu. Am mă gândit la Dumnezeu, nu presupune neapărat să mă gândesc, băi, cum o avea, o avea barba, o avea haina, o fiu, că tu avea ciupilică, nu avea ciupilică. Că e prezentat și cu ciupilică, de aia nu știe cap și ceva. Până la urmă, nu asta e important. Pot să mă gândesc la Dumnezeu sub multitudinea lui de manifestări, inclusiv în planul material. Inclusiv în sensia planului material. Sunt una din cărțile pe care le-ai editat tu, era rugăciunea superbă, care te lua de la cea mai mare distanță de Dumnezeu și te aducea cu frumusețea lumii create la apel la Dumnezeu și era ceva de genul Doamne, nu numai că nu existi, dar mă și chinui îngrozitor.
Dar superbă lumea asta pe care ai făcut-o, dacă mă uit eu la orice fier de iarbă, la orice pom din jur. Și atunci, în frumusețea creației, te întorcești frumos la Dumnezeu, deși pe mine de la chestiile alea capitale. Nu există. Mă chinui. Dar frumoasă e lumea asta care e. Unul dintre lucrurile peste care vreau să trecem și care este frumos, spun că specific creștinilor. Și întâlnesc că asta 90% din cazuri din cei care vin. Este faptul că nu înțeleg și nu iubesc lumea și viața. Dom'le, hai să luăm așa frumos, sistematic. Cine a creat lumea? Dumnezeu, o să zic. Da. Din ce a creat Dumnezeu lumea? Din energie. Care înseamnă tot. Ce? Tot Dumnezeu. Deci lumea e creată de Dumnezeu. Din El însuși. Și atunci lumea ce este? Nu este o manifestare în plan material al lui Dumnezeu? Și atunci a urî lumea nu înseamnă de fapt că nu înțeleg pe Dumnezeu? A nu înțelege lumea nu înseamnă că de fapt nu înțeleg pe Dumnezeu? Și atunci până când aș înțelegeți lumea? Înțelegeți lumea? În momentul în care o să înțelegeți lumea, o să înțelegeți în realitate pe Dumnezeu. Pentru că o să înțelegeți că, de fapt, Dumnezeu a creat lumea asta, ca pe o, cum să zic eu, ca pe un teatru în care El e producător, El e scenarist, El e regizor, El e, cum să spun eu, El a creat partiturile. El e actorul principal. Și El e actorul principal. În fiecare de aia apreciați permanent creația. De aia duceți-vă cât puteți de des într-un loc ăsta frumos în natură. De aia dacă vă uitați la momentele astea de revelație pe care le-au avut oamenii de-a lungul timpului, cele mai multe s-au petrecut în fața unui loc suferit, într-un moment ăsta liniștit. Două soi a fost acolo pe munte. Alții au fost într-o doar în alte situații și inclusiv frumusețea aia naturii în care stăteai și recunoașterea frumuseții creației, așa, chiar cu un simplu suport estetic. Și tot îți dă înapoi încrederea în Dumnezeu. Și atunci o să înțelegeți că, de fapt, tot ce ține de viață, tot ce ține de planul ăsta în care trăim, este Dumnezeu manifestat. Că prin fiecare om care se manifestă, el la timp la voi se manifestă Dumnezeu. Și că prin fiecare primiți, fie lecție, fie iubire, fie înțelepciune, de la Dumnezeu. Și atunci nu mai merge să te supra nici măcar pe cei care vorbesc. Pentru că, în realitate, ei primesc o lecție de la Dumnezeu. Pentru că nimeni nu poate să o facă nici măcar rău, dacă nu îi îngăduie Dumnezeu. Atât de simplu e. Și atunci, n-am de ce să nu iubesc lumea. Tot ce există în lume este manifestarea Dumnezeu. La diverse niveluri de vibrație, evident. Pentru că Dumnezeu a creat acest teatru ca să manifeste oricine, indiferent de vibrația Lui. Adică, în acest plan, lume, aveți de la demoni ocupații, la sfinți, la Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, mă rog, dar ca idee, deci peste tot. Și suntem toți apă și în pământ. Și dacă doriți, zici că toată lumea e la fel. Nu e toată lumea la fel. Dar trăim toți în același spațiu, pentru că fiecare are lecția lui de luat. Și are școala lui de făcut. Lumea nu e rea. Dar mai poate să aibă aspectul de rău aici, de ce suferința planifică. Pentru că am lăsat ca o lecție să devină plată. Altfel nu am fi ajuns la momentul ăla de suferință. Sigur că la suferința plata planifică, pentru că e ultimul moment în care ești împins mai departe cu forță. De ce atrag în viața mea persoane dificile? Problema când eu aș vrea să fiu printre cei mai noștri. Există doința de fiecare din noi către lumină. Dar să știți că noi, în realitate, suntem ceea ce atragem. Dacă eu atrag o persoană cu problemă, înseamnă că, de fapt, nu mi-a rezolvat încă problemele. Cum îmi dau seama? Îmi dau seama că mi-am rezolvat problemele în momentul în care mi-am... Încep să întâlnesc în jurul meu, din ce în ce mai multe persoane pozitive. De ce? Pentru că nu mai rezolvesc cu persoanele negative. Și atunci, nu persoane plicticoase, persoane pozitive. Persoane plicticoase nu înseamnă neapărat plicticoase. Da? Și atunci, ideea este cum mă schimb eu pe mine, astfel încât să nu mai rezonez cu răul
în ceilalți oameni. Și dacă lângă mine vin oameni care au probleme, înseamnă că, în realitate, eu nu mi-am rezolvat încă problemă. Deci, până la urmă, nu ceilalți sunt de vină, ci eu atrag persoanele să mă trebuie să mă întreb de ce atrag eu persoanele în genul ăsta. Dacă vrea Dumnezeu ceva de la mine, să-mi arate care. Dumnezeu nu vrea nimic de la noi. Dumnezeu nu vrea nimic de la noi. Vrea să ne înțelepțim. Dar știți că noi suntem pe principiul grâului. Ne coace. Grâul nu se coace într-o zi. Are perioada în care se coace. Și atunci, la un moment dat, încep să te întrebi, zice Dumnezeu, bă, dar ce căutăm pe planul ăsta, da, așa. Și atunci Dumnezeu nu face altceva decât, nu v-ați întrebat, Doamne, dar de ce a îngăduit Dumnezeu? Ar putea să apare, pap, apare în piața voastră, eu sunt Dumnezeu, asta vreau. Nu v-ați întrebat de ce se ascunde Dumnezeu? De ce nu este la vederea tuturor oamenilor? Foarte simplu. Pentru că, dacă aș ști că există Dumnezeu, v-ar fi frică de Dumnezeu, corect? Neștiind că există Dumnezeu, voi vă manifestați așa cum sunteți, corect? Adică manifestați și ce? Și rău. Manifestăm că victim din pe arbitru. Și atunci, eu, neștiind că există Dumnezeu, o manifest cu toate noutățile mele. Pe care e îngrădită cât de cât de lege la noi. Ok? Bun. Și atunci Dumnezeu se ascunde, special că poți să te manifesti în toată tăiginea ta și va face situația părinților care stau acasă și se uită pe monitor, pe internet și fac copiii la rădință și se au vină de cap. Când nu știu copiii, că după aia află. Când îi văd părinții de la și stau cu minții. Și atunci, de fapt, Dumnezeu s-a ascuns special ca să noi să ne putem manifesta în totalitate. Și abia după aia începe educația. Nu poți să educi un om până când nu îl lași să se manifeste tot rău în el. Sub o formă sau altă. Pentru că nu îl găsești, că nu-i neascunde. Și atunci lumea asta a permis manifestarea tuturor răutăților din noi. Vrei să faci perfect, du-te acolo. Vrei să te bați, du-te acolo. Vrei să omori, du-te acolo. Vrei să omori, atunci s-a legat de lecții și de fost karmice care le-a dat mult întâmplător vrem să facem mai aia sau mai altă. Și aici am întrebat, cum pot afla care este misiunea personală? În multe feluri se poate afla. În ultima vreme, cea mai simplă variantă pe care am descoperit aia cu contemplarea mandalei zilei de naștere. Una dintre multele variante posibile. Asta vă zic acum că o puteți rezolva repede. Vă duceți fie pe site, fie descărcați aplicația aia pentru Android. Vă faceți mandala zilei de naștere și în funcție de culoarea aia din centru, o să vedeți că sunt niște explicații care e categoria generală a misiunii personale, după care puteți extinde la centru către margine, la centru către exterior, cum se analizează pe orice mandală, să vedeți toate lucrurile care susțin misiunea voastră personală, ce vă împiedică la realizarea misiunii personale și aveți un prim răspuns. Misiunea personală e în categorii de-astea generale, dacă nu așteptați. Misiunea personală în viața ta e ca pe 15 ianuarie 2016 să fii în loc cu tare la ora cu tare. Misiunea ta personală e să înveți să comunici mai bine, să înveți să lucrezi mai bine, să înveți să faci bani, să faci copii, să devii preot, să toate lucrurile care sunt posibile ca misiuni și ca lecții. Categorii generale. Și aveți acolo eventual și lucrurile care vă pot ajuta și lucrurile care trebuie să le depășiți ca să puteți să faceți lucrul ăsta. Bun. Ce trebuie să facă persoana care provine într-o familie destrămată și când a dus să îmbace cu tatăl sau a aflat că tocmai nu este? Să știți că oamenii care au murit nu sunt morți. Da? Nu spune așa Dumnezeul lui Avram, ce Dumnezeul morților. Deci spiritele, n-am zis eu, am zis un dintr-o ta. Spiritele celor care au murit există. Și există la nivel spiritual. Și repet, conectarea la nivel spiritual este gândul. Da? Și în momentul în care te gândești la cineva care a murit, te-ai conectat la el. De asta,
gândurile noastre perturbă viața celor care au murit viața asta la nivel de spirit, la persoana asta care au murit. Și atunci, ideal, când au murit, este să avem numai gânduri pozitive, pentru că gândurile noastre negative le fac rău. Și atunci, soluția este să îi spui că îl ierți, să îi spui că îți ceri iertare de la el, să îi spui. Și este rugăciunea iertării, de fapt. Te iert pentru tot ce mi-ai greșit în viața asta sau altă dată și rog pe Dumnezeu să mă ajute să te iert pentru ce unde pot ierta. Îmi cer iertare de la tine pentru tot ce mi-ai greșit în viața asta sau altă dată și rog pe Dumnezeu să mă ajute să te iert pentru ce unde pot ierta. Adică să te ajute să mă ierți pentru ce nu mă poți ierta. Da? Deci îmi fac iertările. Fac un Tatăl nostru. Mă rog, aprind o lumânare, dau liturghii. Deci există foarte multe. Poți să dai pe comandă în numele Lui. Poți să faci foarte multe pentru un spirit care a murit ca formă de reconciliere. Nu este irremediabil. Ideea este să-i spui ce mai să-i spui, să asculti ce are exact. Să spune. Se poate face chiar regresii controlate. Și să vă iertați după regresii controlate. Și stai de vorbă cu el într-o cameră ca și cum ai sta. Dacă ți se îngăduie de către Dumnezeu, asta trebuie să vă fie clar. Și poți să stai de vorbă cu el ca și cum ai sta de vorbă în viața de zi cu zi. Deci, orice relație, chiar dacă o persoană a murit, poate să fie rezolvată. Asta este ideea. Ok? Și important este să ai legătură cu oamenii părinți. Mai sunt urmări de situații în care părinții au divorțat și tu nu ți-ai văzut niciodată tatăl sau mama. Decizia de a porni către acel loc în care crezi că este, să ajungi în locul cu pricina și măcar undeva la o cargă, la o cote care poate nici nu e cea cu pricina, să te uiți la silueta care trece pe acolo pe o cote, nesuficient ca să te reconectezi la entitatea respectivă, care poate nici nu e aia de acolo, că e vorba de intenția ta și de deschiderea ta și de gândul tău care conectează la tatăl sau la mama care, pe care nu ai văzut niciodată. Ideea e că dacă nu reușim să facem această legătură, o jumătate din noi se suferiscă. Noi moștenim o karmă de neam, pe linia mamei și pe linia tatălui. Sunt o grămadă de lucruri pe care ei, într-un fel, le-au pus în cărcă câteodată. De-aia relațiile noastre cu ei sunt mai tensionate. Și o să vedeți, sunt relațiile mai tensionate cu părintele pe care chiar îl moștenești. El ați pus în spate un buc să prindă tot felul de lucruri. În general, părintele cu care ești, într-o relație de asta bună, călduță, nu te-a certat niciodată, nu te-a urechea niciodată, n-a avut niciodată vreo pretenție de la tine. Și hai să spunem, un fel de iubire, așa se ducă, da? Până la mai nimic de împărțit și de la ăla nu moștenești nimic. O ăla cu care ești tensionat, cu cât de pe neamul lui s-a pus o lecție mai grea, cred că, cu atât undeva la nivel de sine superior, în destinul cu ăsta, deci dacă vrei mai revoltat, cu atât cu ăla trebuie să te împaci, să accepti lecția care vine pe partea aia și cu atât mai mult de pe linia aia tu trebuie să recuperezi moștenirea familiei tale. Deci să spunem că tu te ceri toată ziua cu mama, că ești revoltat, că mama ți-a făcut nu știu ce în copilărie, că neamul mamei, cu toate la... Păi neamul ăluia trebuie să-i recuperezi tu toată memoria, toate amintirile, generația 2, 3, 10 înainte câte poți năvânte, să afli când vreun strămoș de pe linia mamei tale a greșit ceva și lucrul ăsta te influențează și pe tine și atenție, îi va influența și pe copiii tăi și pe nepoții tăi, dacă nu reușești să oprești la tine lanțul ăsta al plăților. Și atunci, primul pas e să recuperezi ce s-a întâmplat, toată panectotica aia, cine ce a făcut, cum a făcut, să reușești să îi împaci pe toți cei de pe linia respectivă și mai mult de atât să reușești să îl împaci și cel față de care strămoșul tău a greșit. Dar trebuie să le ducem noi în spate? Da, păi, neamul tău, e oamenii care au reușit. Haideți ca să rămâni treaba asta, ca să nu mai fiți nemulțumiți că plătiți carmă de neam. În momentul în care te naști, voi nu vă dați seama de valoarea vieții. În momentul în care te naști, este ca o binecuvântare pentru Spiritul care vine. Poate să fie și o binecuvântare pentru neam, dar este binecuvântare pentru Spiritul care vine, că se naște. Și faptul că te naști, te obligă să ai
grijă și să plătești păcatele de neam. De ce? Pentru faptul că ți s-a zăbit să te naști. Cum să vă spun eu? Prețul vieții este atât de mare încât indiferent cât este karma de neam, merită să te naști. Atât de mare. De ce? Pentru că evoluția în planul material poate să fie de la minus la plus 10. Voi nu vă dați seama acum de paleta asta și ce, ce distanță este între minus și plus. Dar, într-o viață, un om pe Pământ poate să evolueze foarte mult. Și atunci, prețul vieții este, în realitate, potențialul pe care poți să-l atingi tu într-o viață. Că tu îl irosești, e problema ta. Dar tu, într-o viață, poți să ajungi într-un cer 10. Merită? Dacă îți spun că stau plânge la întrupare și că suntem invidiați, că ne naștem și că nu toată lumea poate, atunci... Poftim? Mai este altceva. Sunt spirite care vin din celor mari și din cauza că vin din celor mari, nu se simt confortabil când trec de anumită vârstă. Și vreau să spun că sunt copii din celor mari care se nasc la 7 luni pentru că, în realitate, vor să scape mai repede să iasă în lume. Și nu stă nimeni de vorbă cu ei. Spune, bă, stai cu minte acolo. Mai stai 2 luni că nu mori, că rămâi cu probleme la plămâni și la ala ta. Că stai de vorbă cu ei. S-a întâmplat treaba asta. A venit cineva la mine și era să aibă o naștere prematură la 7 luni. De ce? S-a deschis porul. 4 centimetri. Și copilul dintr-un cel mare, că se poate măsura de naștere copilului. Și atunci am vorbit cu bebeul și am zis, uite, dacă nu ajungi la 7 luni, o să fie imatur din punct de vedere al plămânilor. O să trebuie să stai în incubator. O să stai acolo. Nu, să, să stai și tu acasă cu maică și mai știu eu ce. Trebuie să stai acolo. Bun. Pleacă. Doamna respectivă, a doua zi, doctorița pe care o cunoșteam, mă sună. Ce e? Ce s-a închis polul la urmă? De ce? Pentru că ei, la un moment dat, prin propria, având copii cu vârsta stare mare, au inteligența și putere emoțională foarte mare. Și atunci ei pot să determine. Și el vrea să nască. Puf! Și nu poate să deschidea. Și năștea. Deci nu întotdeauna sunt cauze karmice. Mai sunt și spiritele care sunt acolo și pot să determine. Mai e și alegerea unui influență astrală la momentul nașterii. Absolut. Partea cerului și atunci acolo. Nu are importanță. Deci e vorba de și de minutul nașterii. Deci contează și ora nașterii. Și ora, dar vreau să spun că contează minutul în care te naști. Și locul. Și locul. Și sunt foarte mulți factori care contribuie la. Nu este. Nu este o știință. E greșit. E fals. Este fals. Unul, că făceam alte parțiale. Deci, întrebarea era dacă poți să crești sau să scazi mai mult de 2 ceruri într-o viață. Tot ce pot să vă spun este că făcând alte parțiale fără să, deci fără să vreau, pentru că asta era misiunea mea la acel moment, m-am dus până la minus mult, da? De la plus, iar, peste 8. Bun. Și tot ce pot să vă spun este că am avut și am elevi care vin de la minus 40 până la 70. Adică au crescut 11 cer. Deci, se poate. Mie îmi place să contrazic legi de genul ăsta. Tocmai pentru că ar însemna că îi posedații cum sunt. Posedații sunt la minus. Păi ar însemna că ei n-au drept de vindecare. Dacă ei toți avem că au voie să vindece și ei. Indiferent dacă este posesie carnică, că e magică, cum mai știu eu ce, sau pur și simplu de acolo vine. Deci nu este adevărat. Da? Ce se întâmplă atunci când simțim că nu ne încadrăm nici pe societate în familie și niciun grup de bine? Să știți că sunt persoane care poate că nu rezonează cu locul unde s-au născut sau cu familia în care s-au născut. Întotdeauna există o cauză. Da? Și vă văzut care este cauza. Cauza poate să fie că persoana respectivă este, eu știu, un nativ depresiv. Cauza poate să fie că este, de fapt, un înger născut iertată pe Pământ. Deci sunt foarte multe cauze pentru care, deci sunt foarte multe cauze pentru care un om nu se poate încadra într-un loc.
Sau pur și simplu are o karmă cu locul respectiv. Sau nu mai are. Sau nu mai are. Sau nu mai are locul respectiv. Exact. Și undeva în lume poți să plece de altfel. Asta înseamnă că nu se va gata într-un loc. Sau nu va... Dacă vă uitați la cei care pleacă și în ultima vreme, mulți care au plecat în țară la muncă la asta, vedeți că unii se întorc și tot timpul au suferit ca o plină de dragoste după țară și alții au plecat și s-au adaptat perfect acolo. Ăla care a suferit tot timpul după țară mai avea aici carne în față de neam. Și ceilalți rezonează cu societatea și cu locul respectiv. Asta nu înseamnă. Fiecare, știți cum, ca bățușca cea alătă. Păi n-avea cum să se încadreze între... Da? Bobocii de rață, dacă era alegă. Până la urmă, fiecare poate că e în urmă sau altă o rățușcă. Și atunci fiecare trebuie să-și găsească locul unde se integrează el. Nici măcar nu trebuie. O se întâmplă firesc, la un moment dat. Cum vor fi relația noastră cu animale după animale de companie în viețile viitoare? Animalele de companie sunt un dar de la Dumnezeu. Și să știți că e foarte important să aveți grijă de animale de companie și cum aveți grijă de ele, pentru că animalele respective o să le întâlniți mai târziu. Sub o formă sau altă. Pe planeta asta sau pe altele, cert este că în momentul în care ai crescut un animal de companie, l-ai hrănit, te-ai dat din sufletul tău, va rămâne o legătură între tine și acea entitate. Și asta se va manifesta, vreau să vă spun, că poate nu într-un an, 2, 10, 1000, ci poate se manifeste peste miliarde de ani. Când am lucrat și la un grad de conștiință? Da. Când ajungem la un grad de conștiință sau când ajungem la momentul întrupării în viața omului. Asta e tot. Iar în funcție de grija pe care am avut-o față de el, așa rămâne relația noastră cu el. Poate să fie de iubire, poate să fie de cum să spun eu, orice tip de lucru. De asta eu încurajez oamenii să aibă animale de companie, pentru că vreau să vă spun ceva. Așa cum Dumnezeu are grijă de noi ca spirite, așa putem să creăm, adică așa putem să-L ajutăm pe Dumnezeu, având grijă, de entități care ne sunt inferioare nouă. Și nu sunt de acord cu oamenii care iubesc mai mult animale decât oameni, pentru că toate animalele pe care le vedeți o să devină la un moment dat oameni și o să aibă aceleași calități și aceleași defecte ca și noi. Și a nu iubi oamenii și a iubi mai mult animale înseamnă că, de fapt, n-ai înțeles principiul evoluției. Drăguț este să ajungi la acel nivel la care să vezi ce va fi animalul respectiv. Pentru că există o scară a timpului și la un moment dat Dumnezeu chiar vede ce se va întâmpla cu animalul respectiv. Și dacă poate, adică dacă poate, el poate, îți poate, mă rog, îngădui să vezi și tu, să tragi cu ochiul după cortină, să vezi ce se va întâmpla cu animalul respectiv. Drăguț este dacă întâlnești un animal din alte vieți. E foarte interesant. Și este o experiență extraordinară. Dar mă rog, asta o să vedem voi mai încolo. Bun. Ce să vă zic? Eu am preferat, decât să vă susțin un curs despre cum e lumea și viața, să vă răspund la întrebări, pentru că vreți, nu vreți, întrebările voastre se transformă într-un subconștient, da? Și în măsura în care, mă rog, ne-a priceput și noi, să vă răspundem la întrebări care vă marcem și poate că de multe nici nu sunteți conștienți. Cei care au întrebat din țară reprezintă lector, da? Ne-am avut aici un brainstorm și întrebările au ieșit prin diverse persoane. Ce să vă zic? Puneți mâna și citiți mult. Puneți mâna și trăiți. Puneți mâna și mergeți. Puneți mâna și aveți experiențe noi. Că ceea ce te face să evoluezi este experimentul. Stima de sine, că am aici o întrebare. Cum pot să învăț stima de sine? Vine din conștientizarea a ceea ce sunt. Dacă eu știu că sunt Dumnezeu în manifestare. Și știu că tu ești Dumnezeu în manifestare. Am de ce să mă cer cu tine? Un ateu. Poftim? Un ateu.
Ce treaba cu ateist? Fiecare e liber să meargă cum vrea el pe calea spirituală. Fiecare e liber să facă ce vrea el. Fiecare e liber să creadă ce crede el. Pe mine mă interesează, eu unul, caut adevăr. Și poate și ar trebui caut adevărul și nu știu dacă... Dar caut la altfel. Am pus pe site acum, era un mic filmuleț cu ateismul 2.0. Versul misticismul 2.0 sau religia 2.0. Chiar și ateul treptat poate să ajungă la înțelegerea faptului că celălalt crede și să-l respecte cum el crede și să-i respecte momentele lui de rugăciune, de practică, de orice fel. La fel cum și noi ar trebui să mergem tot așa la un nivel superior, dar trebuie să-l înțelegem și pe el, care întrebările lui, care în momentul lui al evoluției și nu neapărat să fim într-un permanent conflict, ci mai vedem într-un dialog care va fi pentru ambele părți, cum să zic, constructiv într-un fel sau în altul. Nu cred că marea noastră problemă e că există patei sau că ei înferează în diverse feluri, mai ales religia organizată și nu atât credința și spiritualitatea în general, și faptul că suntem noi în permanență în conflict, inclusiv cei care mergem pe drumul evoluției spirituale, dar mergem pe drumul pe căi diferite și suntem mai degrabă atenți la cum pun o etichetă de mai bun pe drumul pe care merg eu sau că îl consider că unicul drum posibil pentru evoluția spirituală, în timp ce toate celelalte sunt greșite, nu există, sunt în afara adevărului. Poate ateul este copilul tău. Tu ești creștin și copilul tău este ateu. Înțelepciunea vine din acceptare. Tu ești creștin. Perfect. Tu ești ateu. Perfect. De ce? Foarte simplu. Unul dintre lucrurile pe care le-am eu de învățat în viața asta este că nu toți oamenii trebuie să fie ca mine. Și chiar dacă copilul meu este ateu, e clar că este lecția, dincolo de faptul că e copilul meu, este un spirit care are lecția lui de viață, care are experiențele lui, care are... Știți, vin foarte mulți la mine, foarte mulți părinți la mine acum cu probleme cu copii. Și îmi dau seama ce greu le e. Ei zic că sunt creștini. Nu asta ziceți că sunteți creștini, mă, da? Știți pilda fiului risipitor? Da. Bun. În pilda fiului risipitor, îi dă jumătate de avere și îl lasă să plece. Perfect. De ce nu lăsa să plecați? A plecat. Bun. Și atunci, iubirea adevărată este momentul. Și iubirea necondiționată este momentul în care tu iubești pe cineva, indiferent ce faci. Adică, iubiți-l așa, ateu, cum ești. Și rugați-vă lui Dumnezeu că poate într-o zi... Dar aveți toată încrederea că El va înțelege într-o bună zi când va fi bun, nu e momentul potrivit. Și că mai mult de atâta, fiul risipitor de urmă. Asta începe. Înseamnă cel care a plecat în lume, s-a confruntat cu toate relele, a trecut peste ele și s-a întors acasă, în timp ce ăla, călduțul nu stă acasă, spune de la cine mai e mama, că să trebuie să cred în ceva, cred, stau cu mințel aici, refuz orice încercare, și ăla nu evoluează. Și atunci, nu asta e problema, că este de toată lumea. Eu nu am... Eu am crescut într-un mediu care avea foarte puțină legătură cu biserica, deci, hai să zic, mi-am învățat atâta mântul la 20 ceva de ani. Adică n-am avut o cultură religioasă. Prima intenționat, prima oară am început cu energie, după aia am început să simt. După aia am întâlnit și eu prima oară un preot care stătuse la canal pe 18 ani. Nu e când te atingea cu preotul respectiv, te cutremurai tot. Da? Și îți dai seama că e altfel, altceva decât ceilalți oameni. Și eu am trecut prin niște etape de genul ăsta. Atunci, pentru mine, nu e o problemă că el e ateu. Ok, crede în Reiki. Foarte bine. Dar, în același timp, nu crede... Să facă Reiki. O să facă Reiki. Să înceapă să înțeleagă despre vin. Să înceapă să înțeleagă despre energie. Este prima fază de înțelegerea a lumilor. Este lumea materială, lumea energetică, lumea spirituală. Eu am luat un pic invers. Am înțeles mai din lumea spirituală, în care trebuie să mă întorc să văd lumea energetică, adică să o învăț. Și atunci, nici măcar asta nu e o problemă. Dumneavoastră, vedeți, o falsă problemă. El are calea lui spirituală. Dumneavoastră trebuie doar să-L iubiți. Și atât. N-aveți de ce
să intrați în conflict cu el. Perfect. Eu n-am nicio problemă. Știți cum fac oameni de genul ăsta? Le zic, du-te și mai plimbă. Și se plimbă. Și sunt oameni care le-au venit după 7 ani. Înțelegeți? S-au dus unii vin după o săptămână, alții după o lună. Sunt oameni care s-au întors și au zis, știți, am mai fost la toată lumea asta, dar acum vreo 7 ani. Acum am înțeles și aș vrea să. Atât aia trebuie. Nici măcar de asta nu mai supăr. Pentru că mi se părea că acum totul trebuie făcut repede. Nu trebuie să ne ridic la repede. Trebuie să înțelegem. Fiecare are timpul lui de înțelegere, timpul lui de coace. Și trebuie să-i respect acest timp. Da? Și faptul că nu crede, vreau să spun că îl ajută mai mult decât pe dumneavoastră care credeți. Pentru că el o să găsească lucruri, o să întâlnească lucruri și o să încearcă să găsească explicații și o să studieze mai mult decât unul. Unul care crede, crede. Punct. Pe unul care crede, nu pot să mai vezi nimic, el crede. Ați înțeles? Știința, cunoașterea lui Dumnezeu presupune mai degrabă să nu crezi. Adică să te îndoiești decât să crezi. Pentru că ăla care crede știe că există Dumnezeu, nu mai trebuie nimic. Pe când cel care nu crede, caută. Și vreau să spun ceva, Dumnezeu e mai interesat în căutare decât în credință. Da, să fii sărși. Crezi? Rămâi așa cum ai crezut. Înțelegeți? Și atunci, din perspectiva asta, eu un lucru pozitiv pentru că el va căuta și va căuta să înțeleagă. Da? Și nu trebuie să vă supăr. Iubiți-vă și lăsați-vă în pace. Asta seama Dumnezeu. Dumneavoastră, ca mamă, puteți să-L binecuvântați. Da? Mai cum nu știu ce să mai fac cu al meu. Ia și țineți tu că știi mai bine decât mine. Pum. Și îl puneți în protecția Maicii. Doamne, nu mai știu ce să fac cu el. Ia tu. Și în felul ăsta îl puneți de fapt sub protecția lui Dumnezeu, pentru că vă smeriți pentru smerenia dumneavoastră, să iar o să vă ajute Dumnezeu și Maicii. Nu e așa. Și eu. Și vreau să vă spun ceva. Eu nu mai am înțeles un lucru. Doamne, să știți că mântuirea sau să ajungeți pentru mine, mântuirea este să ajungi în cel 10, unde Dumnezeu acolo, primordial, pentru că n-ai o să te mai întorci. Înseamnă că ești perfect, da? Nu trebuie să ajungi perfect într-o viață. Cum zicea Sfântul Augustin, pentru bătare și statornicii, vă nu vine, dar nu. Poate să fie și despre viață. Mai ceva, să ne poate întâmpla că cel care este cu apel, cum spuneți, să aibă preponderentul lipsei la nivelul corpului mental în viața asta. Și atunci, ca să nu se mai încurce cu sentimente, cu emoții, cu tot felul de lucruri legate de asta, să meargă cu vreme pe care asta până când își pune el toate întrebările pe care le avea de pus și dă niște răspunsuri și va exista cu siguranță un moment al sănătului, al revelației și o grămadă de cazuri de genul ăsta pe care cred că le știți cu toții. Cam aceeași mai vreau să vă spun. Și Dragoste Cărți și este editor, am mai făcut și eu greșelile astea două. E foarte frumos să citiți cărți, dar încercați să practicați ceva și să simțiți lucrurile. Căci doar din lectură, 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 lectură și un metru de cărți citite pe an din zona asta a evoluției spirituale, nu o să ajungeți la fel de departe ca atunci când o să practicați ceva și o să aveți din propria voastră senzație, din propriile voastre simțiri, din propriul vostru contact cu lumina, certitudinea că există ceva. Eu sunt următorul principiu. Dar sunt întrebat deseori. Dom'le, mă duc la cursul cui? Mă duc să mă duc la cursul cui? Eu și eu răspund, nu mergeți mai. Păi da, dar dacă mi se întâmplă ceva rău, dacă îmi bag în cap o idee proastă. Foarte bine. Dar de ce? Păi foarte simplu. Decât noi nicio idee, mai bine de care proastă. Să vă spun, viața e creată pe principiul locuinței. Deci cu cât ai mai multe idei proaste, cu atât te va bubui mai rău. Deci, decât să n-ai nicio idee și să aveți o viață plată, mai bine să învățați greșit ceva și atunci vreau să spun ceva. Între Universul participă la a vă demonstra contrariul. Mai clar? Și atunci, duceți-vă. Sfântul Apostol Pavel spunea frumos, cercetați toate și păstrați ceea ce este bun. Eu nu știu nici că asta e bine, nici că asta e rău, nici măcar intenția mea nu este să vă dau răspunsul, să știți. Vă păcăleți.
Intenția mea este să vă fac să vă puneți întrebări. Orice întrebare vă puneți, la care prin viața voastră de zi cu zi vă găsiți răspunsuri, vă formează ca spirit. Nu un răspuns reformat la care am ajuns eu, Vlad Popescu sau oricine altcineva. Nici măcar Hristos. Orice răspuns reformat care nu este din voi, nu are nicio valoare pentru voi. Și atunci voi trebuie, de fapt, să reanalizați tot ce am zis eu, tot ce a zis Vlad, tot ce am scris noi, și să vedeți prin filtru propriu, la un moment dat să ne contrazice sau să ne aprobă, dar care să fie, cum să vă zic eu, acreditate, autorizate de viața voastră. Ceea ce este important pentru voi sunt lucrurile pe care voi le trăiți și le-ați înțeles. Nu cele pe care le-am trăit și le-am înțeles eu sau Vlad. Și atunci, puneți mâna. Puteți să citiți oricât. Nu mă deranjează. Vă dă o imagine. Corect. Dar ceea ce vă formează pe voi ca spirite sunt propriile voastre trăite. Dar cititul te poate pregăti pentru un anumit tip de trăire. Poți să-l recunoști. Adică, pe mine mă interesează dacă pot să vă dau niște javane, astfel încât să nu vă rătăciți. Adică să știți, bă, asta parcă e cam ca acolo. Asta parcă e cam ca acolo. Da? Să nu fiți așa de busoare, să nu înțelegeți unde vă aflați. Pentru că fiecare ne aflăm pe calea poate un pic mai în față. Și atunci puteți să vă bazați pe anumite experiențe și să găsiți anumite răspunsuri. Bun. Acestea fiind zise, ne-am închis. Dacă o știu, încă o întrebare, te rog frumos. O să ne spui ceva despre entitățile de lumină sublim? Despre sublim? Ai spus într-o casă, nu știu în care, și în care a fost deși n-am găsit nimic. Sublime? Nu cred că a fost bine. Sublim. Parcă așa ce. Nu. Și greșelile de tip parte. Și la voi, iar o să conștientizare poate să crească și pentru ceva. Ceva de ceva să spun că entități de lumină care pot să țină fiecare unor legiuni de drept. Ceva de genul ăsta. Sunt clipa, nu așa. Am așa. O să fac o listare. Nu. Sublum. 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 Există ceva. Există, într-adevăr, microversurile. Adică, sunt universul, 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 universul. Și așa cum este universul nostru, există universul superior și există universul inferior. Adică inferior. Microversuri. Ei, în cadrul unor microversuri, există, într-adevăr, entități care au învins rău. Și atunci există, într-adevăr, sublumi care pot fi folosite împotriva răului din universul nostru, da? Și au diverse denumite, lucrători, sadice, etc., etc., dar și care pot fi folosite în terapie și în lupta cu demonii. Corect. Sunt sub lumi. Ok? Adică, era o imagine cu care pot să o asociez și pare, care poate că o puteți înțelege mai ușor, și anume, era un cercetător care se uita la microscop. La microscop vedea un cercetător care se uita la microscop. Și la microscop respectiv vedea un cercetător care se vedea la microscop. Și de-abia ultimul înțelesese vostru univers. Niciunul n-a înțeles domnul, nu se vedea. După, era un cercetător care se uita la microscop. Adică cam așa sunt, așa sunt universurile, microversuri, sub lume. Da? Cel mai drăguț, cel mai drăguț este prezentat în Manimle. Meni Black, când căutau ei constelația Orion și care era, de fapt, o piatră, dacă tu nu zici. O piatră, un cristal, să zicem la adevăr, este o constelație și este un volume. Și asta este un adevăr. Deci firma se bazează pe foarte multe adevăruri spirituale. Există microlumi, există extraterestri, există toate chestiile astea. Vorbeam despre microlumi. Și drăguț este că primul pe care l-am auzit vorbind în în lucruri de așa ceva, a fost Patriarhul Teotist. Patriarhul Teotist, la o liturghie, la Patriarhie, a vorbit la un moment dat, în predică, despre micro și macro versuri. Drăguț. Adică, direct în biserică, direct în Patriarhie. Ceea ce m-a surprins într-un mod foarte drăguț.
este același lucru. Micro și macro glumele sunt, de fapt, macro și micro glumele. Bine, acestea fiind zise, încât ni s-a încheiat de mult timpul. Ultima întrebare a fost. Nu. Nu, că avem și noi în orar și ca oamenii cu noi. Da? Bun, ne-am luat plăcere, ne bucurăm că ați venit. Sper să vă duc de folos. Și întrebările rămase, puteți adresa în continuare, pe Facebook, pe Facebook. Răspunsul îl primiți, nu o faceți pe aici. De-aia suntem pe acolo, prin zonă. Deci nu înseamnă că o întrebare rămâne fără de